consilieri. Din foaia de prezență semnată de dumneavoastră, constat prezența unui număr de 14 consilieri în funcție, dintre care domnul Ienache online. Consiliul local este în ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Supun numai procesul verbal din 12.1.2024. Voturi pentru. Împotrivă. Se abține cineva? 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Dau cuvântul domnului președinte Grimața Lucian. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Vă dau cuvântul la ordinea de zi a ședinței de astăzi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului comunului Sascul, județul Bacău. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2024. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Delgaz Grid S.A. asupra suprafeței de 20,80 metri pătrați teren aparținând domeniului public al comunii Sascul, județul Bacău. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uși și servitute cu titlu gratuit în favoarea Delgaz Grid asupra suprafeței de 24,40 metri pătrați teren aparținând domeniului public al comunii Sascul, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uși și servitute cu titlul gratuit în favoarea SCE Delgaz Grid S.A. asupra suprafeței de 30,60 metri pătrați teren aparținând domeniului public al comunii Sascul, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uși și servitute cu titlul gratuit în favoarea SCE Delgaz Grid S.A. asupra suprafeței de 62,20 metri pătrați teren aparținând domeniul public al comunii Sascul, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii comunale Sascul. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivelor de investiție, construire poduri în comuna Sascul, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile conexe ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Sascul. Înainte de a trece la diverse, vă supun la vot faptul că mai avem un proiect suplimentar la ordinea de zi. Vă supun ordinea de zi la vot. Votul pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Mai avem o suplimentare pe ordinea de zi, încă un proiect de hotărâre, ar fi proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Sascul la apelul de proiecte cu titlu Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipament IT în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 7, transformare digitală, operațiunea competenței digitale, capital uman și utilizarea internetului, investiția I-17, scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, apel de proiecte, numărul 2, finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și aprobarea acordului de parteneriat al proiectului. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Voturi pentru. Voturi pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Trecem la primul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Sascul, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Domnul. Rog inițiatorul să prezinte proiectul ca și cei care se uită să aibă habar despre ce discutăm aici. Altfel, ridicăm mâna și gata. Da. Da, la proiectul de zi, care vizează programul este vorba de implantarea postului de la Poliția Locală prin transferul domnului Vrânceanu la Poliția Locală a municipiului Bacău
și prin ocuparea postului de contabil care a venit prin transfer de la altă primărie, la primăria s-a spus și ocuparea postului totodată trebuie modificată deja prin postul declarat vacant în organigrama precedentă și înființarea de 5 posturi noi pentru îngrijitorii la persoanele cu handicap, de asistenți personali, faptul că sunt foarte multe solicitări. Sunt în lista de așteptare cel puțin 5-6 persoane care așteaptă până să elibereze un post și ca să nu se roage de care, că, domnule, când se poate elibera? Deci atâta timp cât e certificatul de handicap valabil și el se prelungește, trebuie să aibă continuitate. Și au ajuns să se roage ca să decedeze unul sau depinde după care poate să elibereze. Și atunci am mai solicitat suplimentarea cu încă 5 posturi ca să putem să-i ajutăm pe cei în impas care au copii cu autism și cazuri mai speciale în care trebuie să stea să îngrijească. Am zis că asta este vorba în proiectul de propria de zi. Nu v-a discutat. Nu v-ați făcut discuții? Nu, am zis prea asta. Probabil suplimentarea asta ar fi fost bine să apară încă din 2020, că și atunci au fost solicitări și considerăm noi, consilierii, că persoanele care au nevoie de sprijin, ca însoțitori ai persoanelor cu handicap, să fie susținute. Spre surprinderea mea apare această propunere tocmai în an electoral. E bine că se face, dar era și mai bine dacă apărea în 2020, nu în 2024. Vă mulțumesc. Nu, din 2020 trebuia să faceți demersul, nu de anul trecut. Că știți foarte bine, sunt solicitări motivate, serioase. Mulțumesc. Da, nu e vina dumneavoastră, dar era bine să... Nu căutăm vinovați. Faptul că trebuie să facem și ne-am dat interesul să suplimentăm posturile, sper să fie de bun ajutor măcar asta 5, să nu fie mai multe persoane care au nevoie de plază de special. Dacă nu mai sunt discuții, pe marginea proiectului, supun la vot proiectul. Votul pentru. Împotrivă. Se abține cineva? 14 minute. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2024. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Vă rog, propune. Eu vreau. Poftiți, domnul Popa și cu domnul? Costa. Poftiți, domnul Popa. Pe doamna Sandu. Doamna Iulia Sandu. Domnul Costa? Voiam să propun pe domnul doctor. Deci... Hotărâți-vă. Da, am spus. Pe domnul doctor, da? Supun la vot prima propunere. Voturi pentru. Și mare. Și mare, da. Câte sunt, de fapt? Cu Marius la urmă, da? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Logic în noi, da. Cinci, da? Propunerea numărul 2. Pentru domnul Darala. Voturi pentru. Domnul... Deci 5, plus pentru, da? Și da. Da? 5 pentru, împotrivă. Se abține cineva? Și restul abține. Cred că mai mult de 5. 2, 4, 5. A fost și doamna. A doamna a votat la primul. Nu, i-a zis să le lese. I-a zis să le lese mai la jos. Vă dați mâna jos. Dar vreau să mâna jos. Faceți unul... Unul jumate. Ia să mâna jos. Domnul doctor, da, deci domnul doctor va fi președinte... Domnul doctor, doamna Iulia Sandu va fi președinte de ședință următoarele 3 luni de zile. Februarie, martie, aprilie. V-aș supune atenția, având în vedere cu punctul 3, punctul 4, punctul 5, sunt toate cu delgazul gris, pentru a fi mai operativ, li putem supune în comun la vot? Da. Deci vă citesc proiectele de hotărâre, după care le supunem în grup la vot. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uși și servitudinii cu titlul gratuit de favoarea delgaz gris, este asupra suprafeții 20,80 metri pătrați teren aparținând domeniul public al comunii Sascu, județul Bacău. Proiectul
4 privind hotărârea privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Delgas Grid S.A. asupra suprafeții 24,40 metri pătrați teren aparținând domeniului public al Comunii Sascut, 5 proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgas Grid asupra suprafeții de 30,60 metri pătrați teren aparținând domeniului public al Comunii Sascut, județul Bacău, 6 proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgas Grid S.A. asupra suprafeții de 62,20 metri pătrați teren, aparținând domeniului public al Comunii Sascut. La cele 4 proiecte, comisia, vă rog, comisia numărul 1. Favorabil. Pentru toate cele 4. Pentru toate cele 4. Comisia numărul 2. Favorabil. Pentru toate cele 4, da? Comisia numărul 3. Favorabil pentru toate proiectele. Și vreau discuții pe marginea proiectelor, celor 4 proiecte. Dacă sunt discuții pe... Dacă nu sunt discuții, supun la vot cele 4 proiecte cu uz și servitute cu Delgas Grid. Votul pentru 14. Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii comunale Sascut. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, vă rog. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 7. Voturi pentru. 14. Împotrivă. Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice a pereții obiectivului de investiții, construire poduri în Comuna Sascut, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil cu discuții. Comisia numărul 3. Favorabil. Vă rog discuții. Domnul Marian, domnul Ilie, altcineva? Mai bine. Da? Bine. Poftiți, domnul Marian. Dacă domnul primar să-i spună exact despre ce poduri e vorba, care se vor construi, câte poduri, să dea un pic detalii despre... Mai avem o zi, trebuie. Conform legii, trebuie actualizați indicatorii cu manopera, ca să putem semnăm actul adițional la toată lucrarea în sine care mai este de executat. Nu la cea care a fost executată, că până acolo a fost actualizat. Faptul că trebuie semnat actul adițional. Eu am avut discuții cu constructorul de la poduri, am chemat zilele trecute, cred că vinerea a fost la noi, sau joi, sau vine, și mi-a spus faptul că am trecut, ne-au blocat cu bani în buget pentru construirea podurilor, ca să putem să îi deblocăm, că au spus că nu au suficienți bani să poată să lucreze și ca să nu îi ținem blocați cu factorii până să întorc sumele de la Ministerul Dezvoltării, în urma situației de lucrări, noi să putem să le achităm din bugetul local, ulterior, urmând să ne să vireze banii către bugetul local. Și noi ne-am dus cu banii în excedent, la sfârșitul anului bugetar, i-am chemat și am spus, fraților, aveți de gând să continuați sau aveți de gând să închideți lucrarea aici, să știm ce avem de făcut, că nu corespunde. Și în Consiliul Local, noi am avut toată deschiderea, ca să, începând de anul trecut, din luna ianuarie-februarie, în care am putut discuții cu ei și am fost pe teren. Și zic, din punctul meu de vedere, nu îmi prezentați încredere în privința. Zic că sunt două variante în care putem să sistăm lucrarea asta sau să o continuăm. Și a spus așa, în contract spune acolo că reziliem contractul de comun acord, da? Că nu puteți să faceți față și nu aveți oameni sau motivele voastre, treaba voastră, faptul că pentru noi nu v-ați prezentat decât să construiți două gabioane la Concești, consolidare care s-au spus la un port și la altul, și restul podurilor au stagnat pe toate perioadele. Sau să subcontractați unei firme locale sau din zonă, sau care au potențial să poată să ducă lucrarea la bun sfârșit. E păcat să nu se execute lucrarea, având în vedere că mai este un an de zile aproximativ, când se închide contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, care ne-au alocat banii pentru poduri. Și în momentul discuției pe care am purtat-o cu dâns și foarte, foarte acid a fost, pentru că, sincer să vă spun,
Eu mă așteptam să fie gata toate podurile, așa cum vă așteptați. Oamenii recunosc că în cele din urmă că nu au puterea să le facă și au zis că vin cu firmă care au mai construit de aici din zonă să facă lucrarea și termine anul ăsta lucrarea. În condițiile de față, dacă subcontractează unei alte firme din zonă, a spus că au două firme cu care să vină să, să lucreze. În cazul în care prezintă garanții una dintre firmele cu care o să vină la semnarea contractului, că este să facă semnarea contractului prin subcontractare cu firma care o să execute lucrarea în continuare, dacă o să facem către firma care va câștiga lucrarea, noi o să blocăm, că dacă ei au probleme prin, la finanții, îi ducem faliment spre alții, pe lângă oamenii ăștia care nu și-au făcut lucrarea până acum. Și au zis că ei vin în cursul lunii, la începutul lunii viitoare, prima fază trebuie actualizat, oricine ar fi, trebuie actualizat contractul cu indicatorii, bani pe care îi luăm și de la Ministerul Dezvoltării, o parte și o parte să pun din bugetul local pentru cofinanțare în funcție de suma care e atribuită de la Consiliul Local pentru podul pe care trebuie să-l facem noi al șaptelea pod. Și a rămas noi să-i facem, ar fi trebuit să-i facem treaba noastră să aprobăm indicatorii, că este prevăzut și urmând să vină să semneze o firmă din zonă care se poate să ducă lucrarea în sfârșit. Dacă nu vin, reziliem contractul, scoatem din nou la licitații și mergem înainte cu în instanță, dacă nu vor să înțeleagă să rezileze de comun acord. V-am spus și al mare zi, și spun dacă începeți cu început după aceste cururi. Din ce an este acest proiect implementat pentru aceste cururi? Bazele proiectului s-au pus încă din 2007. Din 2016. Depunerea 2007. Depunerea... Despre câte poduri erau vorba atunci? Inițial. Inițial în SF, în SF-ul depus al Ministerului Dezvoltării a fost vorba de 6 poduri. Da. Cum s-a ajuns la 6 poduri? Cum s-a ajuns la 7 poduri? La proiectare, când s-a făcut proiectarea, soluția a venit din partea proiectantului, pentru că lucrarea este la pachet, proiectare plus execuție. Undeva la Concești, acolo, era un pod în partea din mijloc, era insuficient ca să poată să preia ambele căi de acces. Și au venit cu soluția ca dintr-un pod să iasă, de fapt, două poduri. Bun. Și așa s-a ajuns la 7 poduri, dar cu valoarea de investiție a celor 6 poduri care au fost acceptate de către Ministerul Dezvoltării în urma solicitării finanțării. După toată treaba, s-a făcut proiectarea pe 7 poduri, da, inițial, s-a mers în continuare cu autorizații de construcție pe 7 poduri și s-a început activitatea pentru 7 poduri. După ce au început activitatea, au fost adrese din partea Ministerului Dezvoltării, au fost o comisie la Ministerul Dezvoltării în teren și domnule, noi am alocat finanțare pentru 6 poturi, că așa a fost depus SF-ul, da? Și nu pentru 7, chiar dacă în valoarea de finanțare a celor 6 poduri, dumneavoastră a făcut 7 poduri, da? Și atunci s-a constatat că în soluția dată de Ministerul Dezvoltării, cel de-al 7-lea pod, chiar dacă s-ar încadra în suma celor 6 poduri, să fie plătit de către bugetul local. Urmând ca doar 6 poduri conform SF-ului să se plătească de către Ministerul Dezvoltării cu cota parte sau bugetul și local. Și unul să plătim noi. Și un pod să rămână la finanțarea bugetului local. Ca să poată să aibă funcționarea acest proiect și căi de acces pentru Concești. În 2007-2024, constată sunt aproape 7 ani. În 7 ani, câte poduri s-au construit din cele 6 care trebuiau construite prin fondul de dezvoltare, plus ăsta al 7-lea, câte poduri sunt acum gata, date la gata? Două poduri. Care s-au făcut recepții la ele, vă rog frumos. Care s-au făcut recepții la ele? Două poduri. Recepții s-au făcut parțial în funcție de situații de lucrări.
Două poduri sunt în procent de 90% urmând să pună doar stratul de asfalt pe ele, la Concești, gata, și un pod la Concești în procent de 60% conform situației de lucrări care este făcut cu grinzile pe el. Restul podurilor nu sunt construite de absolut greu. Și am ajuns după 7 ani de zile să mai alocăm încă. Nu trebuie să mai alocăm bani. Tot timpul. Deci, de în afară că am depus bani la, s-a scumpit materialele. Că nu știu ce am trebuit iar bani pentru orice la aceste 7 poduri, punem bani de 7 ani de zile, iar noi n-am terminat un pod ca să facem recepția la el. Și acum iar mai trebuie să facem, iar încă o dată să mai depunem acest. De ce așa vei acum, de ce ar trebui acum să votez să am încredere din asta, când 7 ani de zile nu s-a terminat un pod cu recepții, nu s-a terminat absolut nimic. Deci să găsiți iată la fel o firmă, să vă dați pare, deci n-ați dat-o afară, imediat cum s-a terminat acel termen de execuție, doi ani, cât a avut termen de execuție? Aici e greșeală. Aici e greșeală pătrată. Ei sunt încă termen de execuție 25. Ei mai au un plan. Nu că mai au și mai au prelungiri cu statlări. Deci, proiectul nu este sistemat. Păi de asta nu poți să-l faci. Cu sistemat de termen. Deci 2 ani efectiv care s-au dat, să spunem, pentru construirea podului, ei s-au lungit cu ăștia 2 ani cu semnale acționale care le-au permis, da? Și situația pandemică, situația de iarnă unde nu se lucrează, și alte situații pe care le-a invocat, când nu s-a semnat actul adițional la timp, când nu s-a votat de către Consiliul Local actualizarea indicatorilor și că trebuiau verificare. Și toate astea le-au permis lui să se lungească cu termenul de... Care e ultima dată? Deci dacă 7 ani sau... 19 iulie. Au uitat ce zice doamna... 19 iulie. 24, da? Da. Păi da, da, nu știu, o întrebare. Dacă tot nu s-au ținut de treabă băieții și n-au făcut nimic pe 20 iunie sau iulie, adică omul să plătească și toată inflația și toate treburile astea. Dacă subcontractează, deci ceea ce impune legea să facem noi astăzi, să actualizăm indicatorii, deci nu o voință noastră a Consiliului Local că vrem noi sau nu vrem, îi permite legea lui să facă solicitare să actualizăm indicatorii. Pentru că banii vin o parte de la Ministerul Dezvoltării, o parte de cofinanțare, că prin legii suntem obligați să, dacă nu alocăm suma asta, ei merg în instanță și au și câștig, ca să vedeți că naiba, că au și câștig de el. Și tot noi, Consiliul Local, pierde. Dar faptul că le-a spus fraților, cu voi nu pot să merg mai departe. Deci nu există. Ei au venit, domnule, că facem noi în continuare. Așa și pe data de 20, nu-i gata podul. Bun, dar la Dumnezeu rămâne. Dacă aveți cumva, dacă aveți cumva exact câți bani s-au alocat, am alocat noi din bugetul nostru, din bugetul local, până acum la toate alocările care au fost, la toate... Păi, dar conform ultimei hotărâri Consiliului din 2022... Adunate, vreau să spun, din 2016, când am alocat tot timpul. Cam câți am? Cam câți bani noștri la bugetul ăla? 1.200.000 ultima valoare din... Și de la bugetul ăla aveți? Și procedează din cota noastră, din cofinanțare? Nu, domnul președinte, să spun că eu așa și nu vreau să ajung. Care e suma anume alocată noi până acum la acest? Conform ultimei hotărâri de Consiliul Local din 1.254.730. Asta înseamnă 12 miliarde, da? Hotărârea de Consiliu 57. Eu vă spun cu 12 miliarde eu, care habar n-am, ca să eu făceam acele două poduri la asta, eu, cu banii și cu 12 miliarde. Această nu valoare include valoarea negligibilă, respectiv serviciul de proiectare și valoarea aferentă podului numărul 3. Deci noi dacă mai mergem așa, noi podul îi facem noi din bugetul local, doamna administrator. Credeți-mă. Să știți că... În ritmul ăsta noi facem... Două poduri la 12 miliarde, eu le făceam eu. Nu eu, Popa și cu Apostol le făceam din bugetul local, fără firma aia fantomul care este. Deci aia a venit să sucă de bani doar atâta, să ceară bani de la noi și face bani noi. Și face doar cu bani noi. Conform realității și ajustele, că valoarea din devizul general care este atașată proiectului de hotărâre, include și valoarea aferentă OG15, cu ajustarea prețurilor. Oricum, acest devid, deși unul estimativ la final, după ce vom deconta toate situațiile de plată, aceea va fi valoarea contractului. S-ar trebui să fie mai mare. Reală. E mult mai mare. Mai mare, nu. Bun. Deci eu aici am să ajung. Cu 12 miliarde când a dat noi până acum, noi făceau aceleași două coduri. Da. Cu costul nostru ne s-a scut. Fără să mai pune. Proiectarea la parte 7. Da, 7. Ministerul nefinanțat sunt doar lucrările. Și proiectarea în partea DSP. Au fost 36. De podul de la Concești. Eu am rămas... Cine a fost proiectantul ăla? N-a văzut că a băgat apa în casa omului. Ați văzut? V-ați uitat?
M-a băgat pod, nu. Pod, da? Patrijat? Am uitat, ăla nici 60, nu știu cum ajunge la 60%, domnul, m-am dus, după ce s-a luat 60%, dacă n-am crizele de jos, nu mi-e nimic, nici știi crize, și mi-e și gata. Unde 60%? Situația de lucrări care a fost, că și eu, domnule, mi se pare... Păi da, picioare, două picioare cu niște grizi. Și am dus să luat 6 grizi, mai sunt 3 puse până în gardul. Deci prima dată când vine apa mare, acolo e o problemă. Cum cumpăr o mașină, cum fac? Mai sunt 3 grizi în plus la... Nu, șapte poduri, 12 metri? Nu, confrunt situații lucrării, a proiectului ne este 60%, că au fost comisii la ISC, nu, eu sunt prezent acolo ca și beneficiar și care trebuie să, împreună cu comisia de la ISC, cu proiectantul, cu dirigentul și cu toții care constată că lucrarea s-a făcut conform proiectului și cât la sute din proiect. Domnul, dar reiese că 60%. Dacă acele sârmi care le-ați văzut noastră, cel fel beton de 10, el deja stă de 5 ani de zile, stă în aer liber, în apă, el deja ruginit. Îmi spuneți dumneavoastră mie că ăla mai este rezistent, ferul la beton, ruginit, mai este rezistent de a face podul acolo și cu lucrare 60%, dacă el a stat dezvelit, a stat în aer liber. Un fier beton, dacă acela l-a legat, trebuia venit cu beton, ca să poată să aibă viață, trăit. El a ruginit acum, atunci apoi am să duc el să rup. Jumătate de genit. Și poftim? Consum de garanție. Așa la adevărat. Era mic, dar ce pune beton de garanție, dar tu ai fost să vezi fierul beton? Eu l-am văzut în construcție, să știu. Atunci, ce garanție dai tu când ții tu un fier beton 7 ani de zile în soare și în apă? Da, aceeași fierul, dar garanție și la podul la piatră neamț. Hai să vorbim. Hai să vorbim și ce trebuie. Aceeași fierul, da? De garanție, așa sunt de garanție. Dacă noi nu verificăm noi cei cu mâna noastră, cu banii noștri, care a depus noi 12 miliarde, ce să mai vorbim? Atâta am zis. Poftiți, domnul Ili. Unele dintre probleme deja le-a pus în discuții domnul Chiriac. Eu voiam să vă întreb dacă la actualizarea respectivă pe care intenționăm să o aprobăm astăzi, intră în discuție și cele două poduri care zicem că sunt terminate în proporție de 90%, spuneți dumneavoastră, dacă și pentru lucrările ulterioare, ca să zicem că vor fi finalizate, trebuie să mai dăm bani și pentru alea două. Noi ce alocăm acum, pentru ce e executat, pentru toate executat, nu include hotărârea de astăzi. Doar ce e executat de acum încolo, trebuie să actualizați indicatorul, înțelegeți? Deci ce s-au făcut, ei doar mai au returnat firma care va veni, vedem cu cine vin ei, dacă prezintă încredere către noi, chiar dacă el poate să vină cu care nu știu nimic de istoricul lor, nu pot să semnez, să fiu de acord. Și atunci, ei ce m-au deturnat asfaltul sau ce scrie în proiect, exact ce m-au de făcut acolo. Nu... Da. Vreau să vă spun că eu am avut o discuție cu domnul primar Răuță, Dumnezeu să-l ierte, pentru că știți că aici, în Consiliul Local, noi am tot vorbit despre aceste poduri, pentru că oricăruia dintre noi de aici ni se părea anormal ca acele poduri să nu le mai vedem făcute odată. Bă, nu șapte, dar nu mai vedeam făcut unul. Ei, să știți că această firmă a găsit terenul slab la noi la Sascut și însuși contractul în sine a fost făcut prost. Și dacă oamenii au văzut că noi n-am avut acolo reprezentant cum trebuie ca să pună în clauzele contractului, nu sunt perioade de executare pe termeni. Și atunci noi ne permiteam după primul pod. Frate, trebuia pe data de să-mi dai primul pod. Gata. La data de eu am venit să-i fac recepția. Nu-i gata. La revedere, noi puteam de atunci să renunțăm la această firmă, inclusiv cerându-le daunele aferente. Și atunci căutam altă firmă. Ei știu chestia asta, că noi
dacă nu le dăm bani, dacă am renunțat la ei, acum e foarte ușor pentru ei, ne dau în judecată și își iau banii pe toate poturile. Pierdem tot. Asta așteaptă. Nici nu vom putea în 6 luni care mai sunt, până la termenul de finalizare a podurilor, să credem noi că vor veni nu știu ce firme care lucrează precum poporul chinez. N-au fost ăștia în stare în 7 ani să facă decât 2 poduri și vin în nu știu care și fac 5 poduri. De asta vă rog să fim un pic atenți, să căutăm și noi odată pentru totdeauna un jurist, să nu ne mai jucăm când e vorba de contracte din astea mari, să avem juriști cu experiență care să pună, să lucreze pentru noi, nu pentru firma constructoare. Și să știți că știu ce spun, nu vreau să dezvolt, dar știu ce spun. Noi pur și simplu primăria s-a spus că am fost furați. Și s-a știut un pic despre problemă, dar s-a știut prea târziu. Dacă cineva vrea să o recunoască, o recunoaște. Dacă nu, nu. Este inadmisibil să ajungem cu aceste poduri. Noi, Consiliul Local, ne-am făcut datoria. Am dat bani. Ei au lucrat mai mult pe banii noștri decât pe banii Ministerului Dezvoltării. Nu aveau niciun interes oamenii ăștia. Ei știu ce urmează. Ei știu că noi, în comparație cu ei, știți cine este firma, știți a cui este, știți că e foarte puternică această firmă. Și când ai în judecată un mastodon din ăsta, n-ai tu șanse niciodată să te lupți. Dar noi trebuie să ne gândim aici în Consiliul Local că pierdem oamenii banilor. Nu putem să ne jucăm cu banii oamenilor, mă scuzați, să nu-i buzunarul nostru propriu. Și atunci, vă rog, domnul primar, să zic, fac o propunere. Eu zic că ar fi bine chiar să fie o comisie care să asiste la discuțiile cu oamenii ăștia, să fixăm un termen, să creăm un, să găsim cadrul juridic prin care ei să-și asume ca într-o lună, în două luni, ei să vină la noi cu acele firme pe care vor ei să le subcontracteze lucrarea, nu-i treaba noastră. Nu vin, am reziliat contractul. Adică dacă mai stăm 6 luni, prea mult timp o lună, săptămâna. Prea mult, eu am dat termen maxim 2 săptămâni după pătrâia de astăzi. Eu am fost cât am putut eu să fiu de... Deja... Că mă gândesc în 2 săptămâni, nu știu dacă găsesc ei firme, dar mă rog, e treaba lor. Poate așa. Și atunci, haideți să reziliem acest contract pe gubos. Este enorm de la prețurile de plecare. Nu mi-aduc aminte pe de rost, am notat acasă într-o agendă, la prețul la care am plecat noi cu aceste poduri. Tot crește. Și am ajuns aproape de s-a triplat. Și noi n-am beneficiat decât de 2 amărâte de poduri, care, așa cum spunea colegul Marian, nici alea gata și nici ceva extraordinar. Bă, oameni buni, uitați-vă când mă duceți în concedii, treci prin niște localități, au poduri de 50 de metri, de 60 de metri, și noi nu reușim să facem un pod de 6 metri și stăm și ne uităm neputincioși și la oamenii ăștia. Ați făcut cu alte fonduri, băi, nu mai contează. Mică. Noi ne-am făcut treaba, asta e important. Noi ca și... Nu, din primul an trebuia găsit o soluție. Nu ți-ai făcut treaba? S-a semnat contractul cu firma asta la care e executată lucrarea acum. O fost pus încă o dată la licitație, deci înainte de a se semna contractul, nu s-a prezentat nimeni la lucrarea asta. Deci când a fost pus semnată la licitație. După ce a fost a doua oară spune la licitație, au venit ăștia singuri, care au venit și au participat. Vă dați seama că atunci când ai o lucrare și vezi că au scos la citație și nu vine nimeni, a doua oară când au fost și au scos la citație, au venit primii ăștia care au fost, de aceea s-au și dus la momentul de atunci și au semnat contractul prima dată, băi, bine că a venit cineva. A fost situația. Dar uite că în urma acestei situații ce s-a creat? Că nu dintotdeauna este un avantaj, bă, a venit primul, hai să semnăm că nu s-a încărcat. Adică, bă, dacă nu s-a știut ce se întâmplă, dacă se știa, să ajunge acum, de acum încolo, faptul este o învățătură de minte pentru toți, pentru că trebuie cântărit foarte bine situația, când semnezi un contract cu o firmă care, hop, a venit prima la, și după a doua oară, care... Tocmai asta vă spuneam. Să nu credeți că cetățenii în satele aferente comunii știu că nu a venit firma, că nu a făcut firma. Oamenii pun presiune pe umerii noștri, a tuturor. Bă, nu sunteți în stare, mă, frate. Trec oamenii pentru alte localități și văd diverse chestii rezolvate. Și la noi nu suntem în stare să terminăm un pot. Păi ce să zic cu oamenii ăștia din noi? Bă, bravo, vouă!
Da, mulțumesc. Mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de pe ordinea de zi. Voturi pentru. Împotrivă. Domnul Costea, dumneavoastră? Da, am zis da, dar mă gândesc pentru. Mă gândesc că... Domnul Ienachi, pentru. Să se stea de vorbă și cu dirigintele de șantier mai mult. Pentru că el are o mare responsabilitate în ceea ce privește. Dar eu am zis, domnule, să faceți o comisie, domnule. Cum să faceți o comisie? Vă chemăm într-o ședință. El trebuie să stați la răspundere și el trebuie să abține. La ultima discuție pe care a putat-o... Marius, să abține? La ultima discuție pe care a putat-o cu constructorul au fost plinși dirigintele, că l-am chemat acolo. Dirigintele când a auzit că constructorul tot insista că el vrea să-l facă, s-a ridicat și a plecat. A zis, domnule, eu așa ceva nu accept. Ori vă hotărâți, ori sistați contractul astăzi, ori găsiți o firmă, sau asta se vine să supăra. Dar de ce v-ați spus de la început lucrul ăsta, știind ce modul în care lucrează deci, această firmă? Deci, acum când am putea discuția asta, când am putea discuția asta, acum... Ăla e dirigentul de șantier, ai plătit el și a dus 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 și a dus. De ce? Îi pus de noi ca să supravegheze lucrarea în favoarea noastră, nu în favoarea constructorului. Credeți că n-am stat de vorbă cu constructorii care au venit pe aici, pe la podurile astea și am încercat fel și fel de tertipuri să ne împrietenim și să discutăm cu oamenii. N-au nicio vină. Ei vin și ei cu trai strâmbăți, treacă luna așa. Dar știu de desubturi și oamenii ne-au spus de atunci, nu o să vedeți, domnule, podurile. Bun, trecem, domnul primar, haideți să trecem la ordinea de zi și mai discutăm la diversii. Trecem la proiectul nou de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile conexe ale serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Sascut. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil cu discuție. Aș vrea să dau, dumă un pic, înainte de a vă înscrie la vot, aș vrea să dau cuvântul domnului Constantin, care este inițiatorul proiectului, după care înscrierea la vot vreau să... Domnul Marian, domnul Ana, domnul Iosu, domnul Gheorghiță. Da, da, eu cred că trebuia să... Trebuie să ne prezinte. Trebuie să ne prezinte proiectul. Dar nu l-aș știm. Să fieți inițiator. Să răspundă la întrebările care le punem noi. Legea 51 din 2006, legea autorităților administrației publice care au dreptul să aprobe stabilirea, ajustarea sau după caz modificarea prețurilor, tarifelor, serviciilor și utilităților publice propuse de operator, dar și să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator. La o completare a legii 51, legiuitorul vine la 226 și face o completare. La articolul 6, litera P. Ajustarea prețurilor și tarifelor, operațiune de corelare a nivelul prețurilor și tarifelor stabilite anterior cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, pe baza metodologiei de calcul a nivelul prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă. După cum știți dumneavoastră, eu mi-am asumat o valoare sub formă de împrumut din partea dumneavoastră, pentru funcționarea primelor 6 luni, în valoare de 1.300.000 de lei. Ori la ora actuală nu pot să mai fac o branșare sau debranșare cu 59 de lei după prețul levei, cum erau până acum. Nu v-ați asumat, ați solicitat. Am solicitat și mi-am și asumat. Păi dacă am semnat, mi-am asumat. Nu, că solicitat. Nu, eu am semnat protocolul de împrumut este semnat din Constantin Gheorghe. Tocmai asta am discutat în ședința precedentă. Cine își asumă faptul că acești bani vor fi returnați? Păi și da. Nu v-ați asumat în ședința. Ba da, ba da, nu mi-am asumat. Am pus că nu se dă... Tot era domnul Constantin Gheorghe. Nu fac, cam asta este. Deci noi am stabilit prețurile, ne-am uitat în tarifele care le fac și ceilalți colegi de la CRAB, de pe la toate serviciile din alte comuni care au activitate, cu domeniul de activitate ca și serviciul nostru și am considerat că astea sunt cât de cât niște tarifuri oneste. Bănuiesc că știți în ce condiții muncesc salariații de la serviciul acesta, mai ales acum și în perioada de iarnă, prin canalizări, prin afară, în condiții meteorologice în care nu se poate lucra, zic eu, cât de cât uman. Doi salariați.
Nu numai lui. De ce spuneți? Îi iau pe toți. Și cel de la stația de depurare, îl iau. Îi iau și pe cei de muște pe supraveghere, de pe la de la Pânce și de la toți. Știm, știm. Știm de lume. Știți, domnul Marian Chiriac, ați terminat? Da. Da? Poftiți, domnul Marian Chiriac. Când a fost vorba să înființăm acest serviciu, primul cuvânt a fost că îl înființează, este subordinea Consiliului Local. Da. Deci, când ne-am asumat împrumutul, ne-am asumat, noi am făcut acest împrumut. Consiliul Local, nu, serviciu. Serviciul este subordinea Consiliului Local. În primul rând trebuia să, am început deja cu stângul, trebuia să facem adunare, doar noi consilierii cu angajații de la acel serviciu, trebuia să stăm de vorba acolo să vorbim despre statut, nu știu nimic statutul, nu avem nimeni în fața noastră cu statutul, nu avem un regulament. Despre... Este regulament. Unde este? Nu l-ați aprobat ultima ședință? Prima ședință. Este regulament. Regulamentul de organizare funcțională. Să ascultă. În ce dată? 19-10. Locul, aveam cu bani în locul acolo? Da. Avem noastră locul acolo, doamna, dar doamna se dă mai departe. S-a aprobat regulamentul de funcționare? De înființare, doamna. De organizare și funcționare. Serviciului. Pe 19-10. Doamne, să mă cu tipul de material. Regula ROP-ul sau de România? Unde ăsta-i? Vă că n-ați format niciun... Trebuia în primul rând după asta să faceți o comisie de consiliu de administrație. Chiar noi format din 3-4 consilieri ca să noi să ducem între dumneavoastră și noi de Consiliul Local să facem dumneavoastră ședință cu toți consilierii, să dau 2-3 consilieri, chemați la dumneavoastră în ședință, să vedem exact ce probleme aveți dumneavoastră și noi le transmitem în Consiliul Local. Statutul nu l-am văzut exact în statut, exact ce specific, dacă mai aveți voi să faceți și alte lucruri de afară de apă și canal, dacă aveți voi să vă dezvoltați, dacă aveți voi să faceți prestări servicii, trebuia să vă încălzuneați mai tare un pic în statut. Să dezvoltați. Cu prețul care mi-a spus dumneavoastră și cu apa care este plătită, la s-a spus și la condițiile în care apa este la noi atât deficitar. Nu deficitar, nu, nici cantitativ nu este, nici calitativ. Deci dumneavoastră vă spun de la început, am împrumutat acești bani noi, nu o să putem să-i achetăm acesta, numai datorită faptul că nu o să puteți să încasați sumele care sunt. Singurul loc în care se poate încasa, încă se poate încasa, este Conțeștiu. După câte am înțeles că răspunți alte prețuri acolo mai mari decât în altă parte, pentru că sunt cheltuieli mai mari și apa este bună, nu o să puteți face niciodată așa ceva, când e medal, ca cetățenul ar trebui de la toți apă la fel, nu că dacă au apă, trebuie să plătească mai mult. Nu, ăla nu se plătească apa 4 lei, pe metru cub, Pânceștiu 3 lei, sau așa tutur 3 lei. Toți? La Corbasca e 5 lei. Singura problemă este Corbasca. Poate să fie la Corbasca. Singura problemă este Pânceștiu, care, într-adevăr, la poate să fie la Corbasca 5 lei, domnul Romică, dar poate au apă. Și poate au apă potabilă. Mai puțin ca noi. Mai puțin ca noi? Bun, atunci dacă vreau să... Dar vreau să dacă vreau să dacă vreau să ceva, da. Dar prețul se face în urma unui caută. Nu facem cum vreau să facem 5 sau 4. Aici vreau să întreb acum. Cum ați calculat dumneavoastră? Cum ați calculat dumneavoastră? Prețul la apă, cel puțin pe s-a scurtât. Dar încă nu s-a finalizat discuția de... Acum, ce vreau să vă întreb? De unde până unde este proprietar? Luăm blocul B3. Luăm un bloc. De unde este... proprietar cetățean. De unde până unde? Tratament de apă, conform regulamentului aprobat de dumneavoastră, spune așa, parte din rețeaua de alimentare cu apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau unei clădiri. Așa spune regulamentul. Deci subsolul blocului acu este. A dumneavoastră. A cetățean. A dumneavoastră. Și de unde citiți dumneavoastră apa? Deci, contractul... Nu, de unde citiți noastră apă, pentru că eu vă spun contractul care va veni acum, când o să avem și prețurile lor. O să iau aprobarea omului, proprietarul, dacă apometru este în interiorul clădirii, trebuie să iau un acord scris. Am apometru la mine, la unitate, am apometru la intrare în unitate. Da. De la apometru în jos, în subsol, dacă s-a spart o conductă, cine o face, Marea Închiriac sau servici? Nu, o să fac. O să fac blocul, tot blocul. Tot proprietar. Cine este proprietarul? Să te spună, băi. Vorbesc de apă și canalul, vorbesc când se vorbește blocul.
Vorbesc doar conducta de apă și canal. Da. Asta ați venit de la mine, de la intrare din, în societate, la intrare din subsol, deasupra am un apument. De acolo, acolo sunt proprietar. Nu. Dar de unde sunt proprietar? De la intrare în bloc. De unde ai intrat? De unde ai intrat? Din drum sau de unde? Nu, din aranjamentul de sub bloc. De unde pleacă coloana? Asociații de proprietari. Da. Dacă n-aveți, dacă aveți... Dar nu-i corect așa ceva. Dumnezeu, uitați-vă și ați venit. Păi, dacă ați venit și asta, nu înseamnă că... Da, eu respect... Da, dar ați luat un... Din altă parte, dom'le, unei au asociații de locatari. La casă, la casă, domnul Gheorghiță, la casă, la casă, la mine, la casă. Tot la mine, eu, chiar la poartă, în interior, la curte, am canal, am un cămin. Am... De acolo am apometul. Eu de unde sunt proprietar? Proprietar sunt din realizarea de distribuție. Din drum? Da. Doamne, ferească! Bă, dar poți să fie proprietar pe domeniul public? Să autorizați să intervin domeniul public, domnule Gheorghiță. Trebuie autorizați să intervin domeniul public, asta să... Dar ce la gaz metal de la rețea și până la tine la gardă, ești proprietar tu? Eu sunt proprietar de la cămin, domnul. Pentru cele existente. Poftim? Pentru cele existente. Eu nu pot să vă spot pe dumneavoastră acum cu acometul din coace de... De ce? Păi și dacă îl puneați din coace de drumul, îl puneați în marginea... Totul de gard, nu puneați în mijlocul șoselii. Nu, nu, bun, și tot de acolo eram proprietar. De acolo încoace, de acolo, eu tot... Și până acolo... Dacă le vedeam în partea de altă, nu, eu ce fac? Proprietate puteai să fii. Pentru că de branșările și branșările nu astea unde le faceți. Limita de proprietate. La distribuție. Unde? La mine curte. Nu, de la rețeaua distribuție. Unde? Să faci în drum? Și ce faci să vorbim? Să vorbim să păi, vedem cum... Măi, nu mergi, domnul Gheorghiță, nu avem cum, gândiți-vă un pic că deja deja Marian, deci cum? Noi acum ne suim pe domnul Constantin, căruia i-am pus în față un regulament pe care trebuie să-l respecti și hai să vedem despre ce-i vorbim. Da, să respecti pe banii cui, domnul Papa, vorbesc cu domnul Constantin, dar nu suntem cei care le spun. Răspund omul că e director acolo, domnule. Pentru că îl punem în fața... Constantin, vă spun eu, că el o să fie înjurat, el o să iei ideile în curs, nu o să luăm noi, el o să fie lovit sau bătut de oameni. Asta când a fost regulamentul de funcționare, trebuie să o hotărâm noi. Asta e problema pe care vreau să vă zic dumneavoastră și nu o înțelegeți. Deci când am făcut regulamentul ăla, că regulamentul ăla e făcut de noi, ce l-am dat lui Gheorghiță în brațe, da? Noi atunci trebuia să facem. Copia din alte parte. Ce l-am făcut? Noi l-am făcut, noi, Consiliul Local. Ați venit pe el în fața noastră, regulamentul. L-am aprobat-o. Așa trebuia discutat. Exact așa trebuia să facem noi, înainte a face regulamentul. Aia am zis, aia am zis. Pentru că acum o să meargă domnul Gheorghiță și spun eu că dacă eu acolo pătesc capă, el o să zic, băi Marea, am văzut la tine, cum s-intra mine în curte? Trebuiau aduse. A zis mai înainte că trebuie un acord făcut între tine și ce acord? Societate. Un acord ca să poată să vii. Nu fac niciun acord. Mi-i vin și ceartă la atunci o să-l tragă în afara proprietății. Nu, pe dacă faci acord, de acolo sunt proprietari, nu mai sunt de acolo acolo. Foarte adevărat. Ce s-a apă în drum? Dacă se spart în drum? Eu. Din păcate, da. Păi, vezi, din păcate, da. Și atunci, problema e alta. Nu mai ia banii, da. Problema e alta. Pe banii cui? Pe banii lui, săra. Ai văzut, și-a zis pe banii lui 4 milioane. Dacă nu-i dau voie ca să... Da, dar asta este greșeala noastră. Asta ești el. Nu a lui. Dar firmele de cablu. O greșeală pe care putem să o remediem, asta e. Bă, așa trebuie să o punem. Nu că-l vedem pe oamenilor. 4 milioane, a spus domnul Popa. Nu-i vorba de om, că nu se pune nimeni în spate. Așa e și noi trebuie să ne întâlnim într-o comisie din nou, să remediem aceste defecțiuni care le-am văzut acum. Dom'le, a fost treaba făcută proastă. Are dreptate colegul Chiriac. Păi cum ați venit aici la noi să spuneți că noi suntem Consiliul Local, proprietarii... Domnul Costa, îmi pare rău că vă zic, dar asta înseamnă, asta este rodul citirii materialului pe care îl faceți. Băi, frate, nu mai lua așa, mă, măcate, că o dai cum vrei tu, când vrei tu. Nu, eu spun altceva. Dau așa cum de trebuie. De ce nu ați venit aici să stabilim dacă noi am dat banii, noi am dat împrumutul, de ce n-ați venit să discutăm aceste prețuri ca să audă și populația și să vedem, băi, prețurile sunt acolo. Să ajungem la un... Acum le votez. Acum le votez. Da, trebuia să le discutăm, nu să le votăm, domnul Popa. Discutăm, asta facem. Cum e posibil să spui că de la țeava care trece pe partea din fața casei unui cetățean, tu vii până la mine la poartă. Domnule, vii de la tine, de la țeavă, până la mine, până la poartă și să-ți plătesc eu. Domnul Gheorghiță, cum puteți justifica dumneavoastră, da, vă și acolo, da, și ora care lucrează 150 de lei, o oră care lucrează un angajat dumneavoastră la un loc așa de salată? Acolo ar trebui, tot la lucrare, că la oră poate să nu facă nimic, poate să stea 3 ore să fie plătit, dar să duce către cetățean să duce cheltuia. Iar acolo, cu ora, acolo ar trebui să scoate mora de acolo.
Tu vine, vin doi ieși care n-au ce le trebuie și ei stăt la mine la poartă. Stă la mine, că vin două ori de ei, faci nimic. Iar eu trebuie să dau 300 de lei. Cum justificăm noi chestia? Eu am reparat, o minut că vă răspund. Am reparat bocatul. A venit cineva de la Bacău și eu a trebuit să duc la Bacău imediat să-mi fac bendixul. Omul mi-a luat banul, chiar dacă era stat. De ce nu înțelegeți treaba asta? Și eu a trebuit să-mi rup gâtul să mă duc până la Bendix ca să-l fac. Și cu altă firmă. Puteți face cu altă societate. Sau poți face cu altă firmă. Deci astea sunt niște chestii pe care nu vrem să le înțelegem. Nu pot să fac cu altă firmă, că dacă intervin pe domeniul public, vine și spune, stai, dumne, ce căutat? Bani voi pe domeniul public. Ce-a căutat borțul cu buldorul pe domeniul public? Care are autorizație? Că avem serviciu. Atunci de pe ce mi-ai face servici? Atunci hai venit tu în spate și să-l acuți de acolo, ca prostul. El stăma să bage șarpele și bani din cur. Bun, dacă... Ce vorbim? Dar vorbim de domnul. Să găsim care cea mai bună, asta mă zic. Dar nu am zis că aia nu-i... Dacă vine altă firmă, dacă rămâi prețurile astea și vine altă firmă, îl încarcă să se altorițe, nu scoate nici bani salarii. Adică ce vorbim? Chiar nu avem voie de dacă serviciul ăsta. Să facă numai serviciul mai ieftin. Să facă numai serviciul ăsta treaba. Poate să facă altă firmă. Dar nu cred eu că la ora asta mai sunt prețuri mai mici ca stiet. Ce bază poate să facă altă firmă lucrare? Nu poate, domnule, pe domeniul public. Dar ce bază poate acord ca să poate să lucrezi în rețea? Cât costă acordul ăla? Asta e 100 de lei. Dacă vine Jean Maboi, cum a zis Dunsu, da? Să facă lucrarea asta, da. Plătește un aviz de 100 de lei. Deci omul meu la fața locului vede, dar trebuie să vedem ce firmă face. Poate să facă mai oameni mânoși, dar zboi, nu mai vorbim. Nu mai încercați, oamenii, poate că cheltuie el. Haideți să mai nu mai vorbim așa, că nu se face așa ceva. Nu o să dai voi la nimic. Domnul consilier, domnul Costea vrea să se retragă neapărat, dacă știe permisiunea că are o problemă. Și am înțeles că să voteze cum votează domnul Marian, ca să... Deci mai sunt două fronte și... Deci asta cu ele, cu radio-i zânceată, și noi de acolo și punem-o la lucrare. Păi ce s-a spart? Cât durează ca să... o săpătură de metru la locul ăla? O oră. Punem o oră. Și ai 15 lei așa la oră și gata, dar nu ca să stea multul meu acolo 3 ori, să stea în fața porții, să stăzi geaba, eu știu ce face el, și să se plângească la 3 ori acolo. A doua problemă iar care mi se pare iar, de ce nu, domnul primar, de ce nu dați cel puțin vitanja? Vitanja trebuia să fie la ei. Pentru că la noi la primărie, ce mai face vitanja la noi acum? Vitanjează cetățenii, mă. Păi vitanjează cetățenii, dar tot e apă și căzat, depinde, putea ei să-l vitanjeze. Putea să vizajezi ei pentru că... E vorba de costul. Când s-a plăcut... Cine se face? Îi pui pe schinare încă greu. Păi nu-i pui, dar îi vine la ajutor ăsta. Mi-a dat tractorul, mi-a dat tractorul și vitanja. Dacă el s-a acum, cu ce scoate? Trebuie să închideze vitanja la noi la primărie? Pentru că... Păi ce formă dai? Pur și simplu eu dăm noi. Cum? Păi și vor de aceea cheltuiește, noi sau ei? Tot noi. Domnul Popa, este serviciu, este serviciu. Banii vin la bugetul local pentru vitanjare, nu vin la bugetul local. Păi da, vin la bugetul local, nu ești la el. El împrumută săracul. Dar cu toate că mie mi se pare corect, că domnul Chiliac a venit aici. Odată ce tu duci vitanjarea de la cetățean, în stația de purare, pe care administrează tot consul, exact. Ar trebui ca tractorul cu vitanja, cum nu face alte, dacă noi avem nevoie, să-l luați noastră la el. O închiriați noastră la el, da? Un alt lucru care se vede în urma discuțiilor. Corect, am văzut chestia asta, facem treaba asta. Bun, aici sunt niște situații în care, acum e la stadiul de început de funcționare. Și fiecare vedem bun. Cum e mai bine? Nu trebuie de anumite situații, exact cum a spus discutate și cu buldo, el nu are lucrări decât când are zăpat. Poate să solicite buldo când are zăpat. A vitanja, face un serviciu în completarea sistemului de apă și canalizare, acolo nu există apă și canalizare. De fapt, el face un serviciu pentru stația de depurare. Că vitanja a fost autorizată pentru stația de depurare s-a scut. Care e în subordinea serviciului de corect. Care poate fi predat acum. Deci putem să actualizăm din nou lista cu acordul care l-am făcut în primul și care l-am predat către serviciu. Și cu angajatul să găsim o soluție acolo sau are să poate să merg cu tractorul pe care l-are. Deci e foarte bun. Așa văd ce mai bine. Deci unde este corect, e corect. Nu se pune în discuții. De aia suntem aici. Nu-i bătut în cuie acest regulament. Aia ziceam, hai să-l gândim. Totuși, hai să facem, cum ai zis, o comisie. O comisie din membrii Consiliului Local cu care pot să am o legătură mai directă. Dar noi să tragem aici ședință, nu zic noastră. Corect. Și atunci refacem
proiectul de hotărâre, venim cu un alt proiect de hotărâre, cu tarife conexe, ca să stabiliți exact... Ca să stabiliți exact... A trebuit pus în dezbatere publică. Trebuie pus în dezbatere, să vadă oamenii. Exact. Acum am aflat că mi-a zis cineva, băi, eu m-am hotărât să săpă... Deci, haideți să zic, mai trebuie stabilită de unde este partea omului până la limita de proprietate este partea dumneavoastră. Da? Dumneavoastră când îmi spuneți aici branșare la rețeaua de apă, manopera instalații până la apometru. Eu nu înțeleg de la conducta concret. Principală până la apometru? Corect. Nu e ceva, păi, dar nu e ceva corect. Asta este? Domnul Constantin, asta este? Așteptați un pic, domnul. Putem modifica regulamentul? Nu, dar așteptați un pic. Adică aici până la limita mea de proprietate, dumneavoastră sunteți proprietar pe conductă. Corect. Așa părerea mea este să vă retrageți un pic proiectul de pe ordinea zi. Să faceți-o, sau să reactualizăm, să stabilim limita de proprietate până unde și care sunt tarifele. Dacă eu vă chem la limita de proprietatea mea, da, vă plătesc 200 de lei sau 100 de lei ora. Asta, dar trebuie să vedem asociere de proprietate. Deci proiectul respectiv este trebuie să vă întâlniți, domnul Constantin, din localitate, unii este asociația locatari, din la parcurs în totalitate și să se văd aceste lucruri. Domnul președinte, nu, la diverse, vă rog, domnul președinte, să vă arăt, da? Nu mă așa putut. Să vină din afară, să fie ceasul afară. Proprietarul să fie primăria pe ceasul ăla, nu eu. Eu nu vreau să intre cineva în curtea mea să-mi citească ceasul. Pentru ce? Nu, deci acum vor veni niște legi. Deci la City Legi, vor veni niște legi. Pentru apometru, îl va citi cum este stâlpul electric, va fi primăria. Deci, acest sistem de apă care l-ați înființat dumneavoastră, el va fi obligat să-mi citească mie apometru. Eu nu vreau să dau drumul să intre la mine în curte. Fiindcă eu am avut un apometru și mi l-a spart cineva, am mers 3 luni de zile apometru ăla. Și am plătit 30 de milioane. Așa, dacă este în afara asta, eu am o cameră, mă uit acolo, cine umblă. Și îl citește fiecare. Vine de la sistemul ăsta de apă și îl citește acolo, apometru. Bine, mulțumim. De ce nu stabilim noi acum ce trebuie îndreptat în proiectul de hotărâre? Pentru că în următoarea ședință asta nu apare. Asta facem. Păi nu, că deja vrea să treacă la proiectul hotărâre. Nu, trebuie să treacă la rând. Nu-l las. Nu, am zis că stăm la să ne trebuie sau să dispăstați. Dom'le, haideți să avem discuțiile necesare, să clarificăm. Nu vreau să trec la proiect, nu s-o hotărâre. Dacă nu greșesc chiar la rândul meu la cuvânt. Propun spre analiză diminuarea cu 50% a tarifelor propuse de domnul de la Serviciul Public de Apă și Canal și alinierea tarifelor pentru persoane juridice la tarifele pentru persoane fizice, deoarece eu nu văd nicio diferență de ce o societate comercială care în vreme de criză deja o duce greu trebuie să plătească un supliment pentru repararea unei conducte. În ce era? Băi, nu are legătură, domnule. Nu văd ce-i pune în plus. Îi pune un pic de sare, ce-i face? Care e legătura de preț neapărat să diminuați cu 50%, domnule? Pentru că sunt exorbitante, domnule. Atâția ani ați luat 20% taxe și impozite mai mari, acum iar ați găsit un terbit să băgați mâna cu tarife, tarife. Domnul Popa, lăsați-mă să vorbesc, da? Vă scris la cuvânt, dar ce sunteți dumneavoastră aici? Așteptați. Deci, după părerea mea și în discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii, aceste tarife sunt prea mari. Unele sunt inventate. Până acum a fost vorba de așa ceva. Mai nou, domnul director sau nu știu, nu-l cunosc prea bine, spune că de la conductă tot plătim noi. Serios? Păi ia uitați-vă cum fac cei de la Delgaz Grid pentru electricitate, da? Vin, au branșamentul, au contorul lor, se defectează, ei îl repară, ei îl sigilează. Mai nu am văzut și resigilarea contorului, vreți 30 de lei. Aoleu. Nu, deci sunt niște chestiuni care ies din context. Eu înțeleg că dumneavoastră aveți nevoie pentru 10 angajați cât vor fi la final pentru acest serviciu în 2024 să le plătiți salarii, dar nu puneți asta în spatele cetățenilor. Vă spun că ne-au luat cetățenii la 2-3. Pe noi, consilierii, care noi v-am dat mandat să reprezentați acest serviciu. Dumneavoastră v-ați abținut, dacă nu. Eu am votat împotrivă. Nu, v-ați abținut. Bun, abținere tot împotrivă este, da. Ca să știți. Păi, pentru că acest serviciu va fi în defavoarea cetățenilor. Păi da, sunt 6 șefi și 4 muncitori. Considerați normal. Dumneavoastră vă este ușor să plecați mâinile și să dați ordine. Nu e ok. Deci, propun să discutăm și să venim cu propuneri. Fiecare. 50% reducere din tarifele afișate mi se pare un preț cât de cât ok și așa prea mare. Vă rog să supuneți la vot, să vedeți dacă
Ceilalți consilieri sunt de acord. Dacă te dai debranșarea la cel care nu plătește apa când este debranșat. Păi dacă el nu a avut la apă să plătească 100 de lei. Vă dați seama? Dacă ești călcui să plătească 400 de lei când îl rebranșezi, ce-i faci? Iei docul și faci cufa la loc, nu? Și iei 400-500 de lei pentru asta. Corect. De unde ați scos dumneavoastră acest bani? Un docul, de acolo trebuie să ne apăși nouă. Și la ne cumpărăm cu apă, domnule, calitatea apă. Da, da, deci primarea proiectului mai sunt discuții. Păi da, cum adică domnul președinte? Că se pot actualiza sau să răspundă domnul director, să spune exact ce specific cu fiecare cost, de ce, să motiveze exact, ca să înțeleagă... Deci un branșament costă 100 de lei și o rebranșare care îi pune numai, înfiletează acolo, e 400-500 de lei. Unde a găsit această justificare a prețului? Branșare 200-400 de lei. Să justifice domnul director? Spune exact, ca să înțeleagă oamenii de ce trebuie să poți găsesc sau de ce nu trebuie să puteți să le scoatem dacă nu. Deci a fost propunerea noastră. Puteți să spuneți, domnule. La rebranșare, deci eu dacă le-am debranșat, eu trebuie să aștup acolo. Fac pulperistic. Iar facem pulperistic și acolo. Așa spune rețeaua, nu? Că te rebranșezi de la rețeaua, trebuie să acopăr. Dacă îmbranșezi... Când mă duc să nu faci și presiune. Eu debranșez de la rețeaua. Deci, am uitat. Branșarea... Dar nu ai avut cuvântul până acum? Rebranșarea. Încă o dată lucrarea care a fost la debranșare. Cum vede și Gheorghiță? Nu are cuvântul. De unde intră apa? Dar nu-i cămin. Dar nu-i cămin acolo. Păi cum este cămin? Trebuia să situații separate. Deci, nu este cămin. Gheorghiță, dar nu este căminul. Unde este apometrul? Păi, dacă e în curte la om? Păi devine un proprietar tu de acolo, de asta am zis, devenim noi proprietari de la cămin, de la apometru. Deci am dat voi simt ca să facem. Pe proiectul nu e proprietar. Pe proiectul nu e proprietar. E proprietar mai conducerea mea. Deci pe proiectul nou pe care avem în implementare la apă, canal s-a supra și la apă, toate branșamentele la limita proprietății. Cămin de apă, cămin de canalizare la fiecare cetățean nu poate. Pentru proiectele care sunt deja implementate, de ani de zile care sunt făcute, deci trebuie să găsit o soluție într-un termen de să fie scoase la limita de proprietate. Cine suportă costurile astea, că costurile astea trebuie să le suportăm cu noi consiliul local, dar toate se trebuie discutate aici, pentru că oamenii nu înțeleg exact care se uită la noi și poate de acasă, exact cum a spus și dânsul de acolo. Cum să spunem la branșare 100 de lei, la debranșare? Să specificați, domnule, la debranșare trebuie să săp eu, să-i tai conducta din drum, să-i o refac sau ce trebuie făcut. Dacă ai acordul cetățeanului să citești contoarul, automat ai acordul să mergi să-l debranșezi de acolo direct, că ai acordul lui. Cazul și cazul. Putem modifica sumele astea aici de comun acord, la rebranșare, să fie același preț cu branșarea. Deci, adică, putem să ținem cont. Dacă nu motivați exact, care-i motivul, de ce costă mai mult? Exact cum e la deal gaz. Eu am fost deconectat de la gaz metan pentru că n-am făcut acea inspecție periodică. Nu m-a anunțat nimeni. Au venit, mi-au desfăcut de la contoar, mi-a pus ca un bănuț acolo, mi-a zis eu, mă trezesc când aveam gaz. Și sun la deranjamente. Și îmi răspunde cineva și spune, domnule, nu ați făcut verificarea aia care se face la centrală, și ați fost sigilat. Să vină iar să-mi desigileze și să-mi fac rebranșarea, 300 de lei costă la gaz metan. Da. Bun, și costul reviziei care trebuie să-l plătesc 200 de lei, nu are nicio legătură, oricum trebuie să-l plătesc, 170 ceva de lei. Plus că ne aduceți dovada că ați făcut inspecția la instalații, dar e cu totul altceva, este o instalație care poate provoca daune, incendii, nu ca la cea de apă. Și e disponibilă 24 din 24, iar apa nu este disponibilă 24 din 24. Bun, putem să modificăm aici, domnul Constantin, prin dacă credeți că nu pot fi motivate, cum e la branșare să fie și rebranșare, 100 de lei, nu 400 de lei. Cum sunt alte cheltuieli care pot fi modificate. Plus de asta, am înțeles că aceste lucrări le pot face oricare alte, să vină un om cu firma lui să-și facă.
Trebuie să știm cine intervine. Este normal să aveți un preț lucrat. Mai mare decât... Bun, asta înseamnă că dumneavoastră trebuie să emiteți un acord. Dar omul să, nu, să poată să-i dea acordul, nu că să îl obligi. Adică să fie discutat aici. Nu, domnule, numai dacă îți fac eu. Poate să vină omul, poate să primească acordul, numai că dumneavoastră trebuie obligatoriu să-i dea acordul. Și la rebranșare, la primul om de meu, ca să vadă ce credeți lucrurile. Bun, obligatoriu poate să primească acordul pozitiv. Doar să fie condiționat de timpul când îi dați dumneavoastră acordul, dar nu puteți să-i dați un acord negativ în privința asta. Nu, da? Deci oricine poate să facă, numai că să trebuie supravegheată lucrare. Bun. Haideți să clarificăm un pic. El își face un bypass. Cum acum? El face un bypass și știi ce lucrează? Te sculpă. După aia am terminat. E domeniul public. Asta nu poate intervii singur. Nu poate intervii. Ce să mai fie? Dar atunci la final de film, eu știu, iar baga cu plâng. Faceți dumneavoastră la un preț corect. Faceți dumneavoastră lucrurile, dar la un preț corect. Nu ești domnul inițiator de proiect. Vă întreb. Vă întreb. Vă retrageți proiectul și veniți cu el refăcut într-o altă ședință de Consiliu extraordinară care putem să o facem, să vă actualizați, plus să veniți cu modificări la regulament? Nu, unde poate, nu putem să... Regulamentul noi trebuie să facem. Eu am fost inițiatorul la solicitarea dânsului, da? Dânsul este manager. Bun, ca să știți, eu acum, dacă vreți, dumneavoastră, toți suntem aici, putem să mai trezim 10 minute, să luăm un pic, nu sunt foarte mulți din taxi, să le analizăm exact că suntem Consiliul Local care reprezentăm cetățenii. Domnule, eu fac fiecare taxă. Domnule, taxa de branșare 100 lei, taxa de deconectare 0, când te duci și o deconectezi una dată, nu? Da. Nu e bani. Dar e tot 100 de lei. Da? Că, și că stabilită limita de proprietate. Sau da, după ce faci dovada... Mă vedi cu regulamentul. Dar haideți... Păi atunci trebuie modificat regulamentul, că nu mi se pare corect. La cele, vechi, care sunt rețele în curtea omului, într-adevăr, s-ar putea cu acordul cu cetățeanul, dacă omul semnează acordul, ești obligat ca într-un termen de să-ți retragi rețeaua la limita proprietății. Dacă omul semnează acordul, fii de acord ca să-i intre în curte, ești proprietar până în curtea omului, până unde a intrat la pământul. Și de acolo folosea spart, vine să-l făi treaba, da. Mai trebuie să ținem cont că sunt ulicioare unde nu ai posibilitate să scoți la limita, că n-ai cum, că după scoți în drum. Faci acord, dar trebuie să vorbești cu omul, domnule, lasă-mi la acord, că eu nu pot să trec cu tirajul de dezăpezire peste el. Haideți să facem ordine, că toți suntem aici și discutăm fiecare preț pe care l-am înțeles. Da, nu-i problemă, dar nu sunteți acolo și puteți să ne-am citit ca să audă și cetățeanul care se uită la noi. Și luați exact. Oamenii le-au văzut și au zis că vrea să fie așa. Din motivul ăsta, dați ce trebuie la primul... Branșare la rețeaua de apă, 200 persoane... Eliberare documente. Eliberare documente, 20 de lei. 10 lei e suficient, atât poți încerc să fii fiscal. De ce 20? Propunere 10 lei. La urgență e 15 lei, ce-ți fiscal. Nu, dar ai nu cer la urgență, diferență de la apă, ne ajunge... Baza legală care? Buletin de analiză și mai departe. Deci, haide să vedem taxa, cât e? 20, propun 10 lei. Supun la vot propunerea de 10 lei pentru primărie, eu pe fiecare. Haideți să le facem pe plăci. Haideți să le facem. Haideți să le uităm după aia, domnule. Haideți să le supunem. Haideți să le supunem pe rând. Ce părere aveți, domnul Constantin, despre această propunere? Eu nu mai pot să spun nimic. De ce trebuie să ai părere? Da, pentru că dânsul a făcut-o, stați o secundă. De ce, domnule? Ia explicați. Dacă dânsul a făcut-o 20, înseamnă că altul a făcut-o dânsul, domnule, dar cu cine i-a dat domnului Constantin cu cheia să le facă, domnule? Nu era normal să veniți discute cu noi aici? N-aveți dreptate. Nu aveți dreptate. Ia-ți, domnule. Consiliul Local este un domnul care vine de la Consiliul Local, care este un domnul care vine de la Consiliul Local, care este un domnul care vine de la Consiliul Local, care este un domnul care vine de la Consiliul Local, care este un domnul care vine de la Consiliul Local, care este un domnul care vine de la Consiliul Local, care este un domnul atunci ai zis să stabilim noi președinte. Poftiți, domnul Grmacea, vă rog frumos. Domnule, vreau să întreb și eu. Atâta timp cât s-a venit în Consiliul Local, cu acest regulament, cu această propunere, am discutat toți, bă, toată lumea are probleme cu apa în toate sate. Haideți odată și pentru totdeauna și am căzut toți de acord că este bine să înființeze acest serviciu. Și domnul Constantin, sau cum l-ar fi chemat pe șeful acestui serviciu, trebuia de fiecare dată să vină să se consulte cu noi. Deci nu poți, dumneata, domnule Constantin, să vii cu niște prețuri absorbitante și să vii și noi ridicăm mâna și în fața cetățenilor răspundem noi, suntem înjurați noi. Nu mai contează că sunt absorbitante sau nu. Vreau să vă aduc la cunoștință că v-am trimis la toți colegii.
o postare a unui cetățean, 3 săptămâni în 3 sâmbeti, la Pâncești nu o curs apa. Sâmbătă, domnule, că trebuie să se spele un om. Și dumneavoastră știți foarte bine de ce nu curge. Eu nu vreau să mă fac dușman cu nimeni. Dar deci, eu zic că nu se face treaba. Eu zic că nu. Să simplificăm un pic treaba. Propun acum să votăm o comisie din 5 membri, care să analizeze fiecare analiză și vine să vină într-o ședință extraordinară cu vă mai fac o precizare. Tot de la cetățeni, ați văzut, v-am trimis acum, dar nu știu câți colegi ați văzut, cam în ce fel curge apa, domnule, mai murdară decât motorina. Bă, oameni buni, discutăm de prețuri, să le luăm banii la oameni din buzunar, dar noi nu oferim nimic. Nici calitate, nici cantitate, nici program, nici nimic. Dar bani să le luăm. Conductele sunt vechi. Are rost să faci, mai ales Pâncești, nu aia de țeavă care este. Nu, în momentul când ai oprit-o și după ai dat drumul cu putere, adună toată. Domnule, dar eu nu mă înțeleg, domnule, eu nu înțeleg că trăiesc în satul ăla cu oamenii, domnule. Am avut până în anul trecut, a fost apă și au fost probleme care au fost vara. Domnule, și acum iarna, nu dați drumul la apă la oameni. Și nu e adevărat, domnule, dar ăsta e om de 70 de ani, domnule. Minte, omul ăsta, că trei sâmbete. Stimați, domnule. Sâmbăta sunt avarii? Nu, sâmbătă. Ce sâmbătă a trecută? Care duce? Ia vedeți, urmăriți-vă, domnule. Dar urmăriți-vă, domnule, un pic activitatea, să vedeți dacă chiar sunt avarii sau e altceva. Dar am fost sâmbătă. Trei sâmbete, domnule, la rând. Trei sâmbete. Chiar lângă domnul Oana. Domnule, am fost trei sâmbete la rând. Trei sâmbete la rând. Eu am fost lasă de acum. Deci acum a chemat și mai mult. S-a angajat-o dumneata de a informa că trebuie să mi-e el odată apă la oameni. Și dumneata vrei asemenea prețuri? Cu cine te-ai sfătuit dumneata, domnule, de venit cu prețurile astea? Nu observi ce se întâmplă în lumea asta, că lumea din cinci e mai împovărată de toate. Dar nu trebuie să țipați la mine. Dar la cine să țip? Că dumneata ai venit cu prețurile astea. Dar v-am dat posibilitatea să aprobați. Dumneata, ai dat dumneata posibilitatea. Uite, măi, frate, dar cine ești dumneata? Dumneata trebuia să vii cu niște propuneri, domnule. Bă, oameni buni, uitați, am discutat la primăria X, Y, pe unde te-ai interesat dumneata, ei au tarifele astea, veneai cu 5-6 posibilități de încasare a banului. Și aici, la oamenii ăștia care dumneata ne pui și noi o să ridicăm mâna sus, da. Și aici stabileam niște prețuri. Nu care le vrei dumneata, că le dai dumneata posibilitatea. Nu ești dumneata nimic. Aveți dreptul dumneavoastră să aprobați sau să refuzați, asta am spus. Și noi, dacă avem acest drept, îl avem. Cu mare grijă, domnule, când trebuie să-i bagi mâna omului în buzunar. Domnul Constantin, pentru obținerea prețului la NRSC pentru care ați pus solicitare, aveți nevoie de distanță de prețuri? Nu. Nu, e altceva. Bun. Dar astea sunt prețuri lucrări conexe, să te duci acasă, te duci la om. Omul a fost la Valea Neacului. S-a rupt lui... Mai țin minte cum vreau să spun acum. Până la pometru. Și de la pometru încolo iar a avut o problemă. Și să-l pune pe ăsta să facă și-o. Nu faci, că nu putem să trăiem prin casă, că noi nu putem să intrăm la om. Ne-am dus până acolo, iar dacă să vedem ceva pe ele. Le putem stabili acum 5 minute. De când am vorbit aici, le stabileam exact. Eu nu am o problemă dacă prețurile sunt mici, că-s votate către Consiliul Local. Nu ați putea să veniți cu o propunere de ședință următoare, spuneți, domnule, nu mă încadrez în prețurile astea, din motivul ăsta. Și atunci, să facem comisia, o să facem o comisie și o să... Nu, o să mergem împreună, o să vedem cum se întâmplă, să dăm drumul la prețuri și comisia. Mai am o întrebare pentru domnul Constantin. Vreau să vă întreb și profit de faptul că este filmat. Mai funcționează izvorul de la Pâncești cu introducerea apei în bazin și din bazin în conducte? Sau este oprită? Nu, nu, nu este oprită. Pentru că suntem întrebați de oameni, că spun că știu ei, că nu știu probleme sunt. Ei nu vreți dumneavoastră și mergem împreună. Dom'le, eu vă spun, vă aduc la cunoștință. Da, din cauza asta nu este apă, pentru este că debit, acel... Știți că debitul s-a redus foarte mult. Nu știu motivul, dar debitul s-a redus. Păi și dacă nu, debitul s-a redus? De unde? De la izvor. De ce și dumneavoastră, de când sunteți încadrat pe această funcție, n-ați venit să spuneți, domnule, ca să rezolvăm situația, trebuie urgentat în regim de urgență să băgăm pompă la puțul care l-am plătit acolo și l-am făcut degeaba. Dacă nu băgăm pompă în el.
Dar oricum noi plătim ca și Consiliul Local facturile la energie electrică, că nu are cu ce să plătească. Noi plătim multe cheltuieli și la investiții pe care le facem. Poate să analizăm un pic prețul ăsta, că dacă sunt țărite din sumă, adică putem să dăm drumul totuși să poată să funcționeze. Dacă sunt prea mici, veniți cu solicitare, domnule, cu motivare, că nu putem să le suportăm, că nu putem să le facem la prețul ăsta, și dacă sunt corect, rămâne așa. Corect, asta e altceva. Asta e altceva pe parțuri. Vă rog, puneți la vot un amendament. Cum, în calitate de consilier, l-am făcut? Reducerea cu 50% a tarifelor propuse. Și domnii consilieri să voteze în consecință. Cel la reprașare e mai mult de 50%. Păi nu, întâi, că dacă scade, prin consecință se ficșorează. Nu, haideți să ne putem realizare. Haideți să luăm bucată cu bucată și să... Da? Bine, prețul mașinat. Luăm bucată cu bucată și o punem la vot. Preț pe bucată, având în vedere că unul este mult mai mare cu branșare și debranșare, li luăm pe toate la... Deci, eliberare documente, 20%. Preț. Nu, 20 de lei. Pardon. Eu am propus 10 lei. Supun la vot, mai sunt alte propuneri de 10 lei? De cât de 10 lei? Una de 10 lei. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru 10 lei? Perfect. Spuneți cât. 10 lei, 14, că domnul costă 13, domnul Ilache e împotrivă. Domnul Ilache este împotrivă, nu mai ieși nici. Nu are baterie, da. Branșare la rețeaua de apă. Aici vreau să fac... Ne gândim bine. Branșare la rețeaua de apă. Eliberare, document. Aici vreau să fac o precizare. Deci la limita de proprietate se numească branșare la rețeaua de apă, nu branșare din conducta principală. Corect. Deci până n-ai, n-ai dreptate, pentru că branșare înseamnă să legi la conducta principală. N-ai ce cu legi din aer. Trebuie să tai drumul în mijlocul drumului, cum am făcut la Valea Nacului, să subiezi de acea conductă ce și vorbim. Ce-i de brașare? Să pare, nu să brașare? Sudură și acoperire. Și aici... Să pare, dar aici nu poți să faci pe banii omului. Coșem, n-ai cum să faci pe banii. Vrei să încasezi bani de la mine? Aveți dreptate, brașare, să faci la conducta principală. Domnul președinte, nu să scadă ceva. Deci branșarea se face la conducta principală, dar deveni proprietar de la limită deveni proprietar cetățean. Foarte adevărat. Până acolo la mine voastră. Sau prin un acord, de la terminul de acumen. Normal. Deci plătesc eu branșarea acum aici. Și dacă voi deveniți proprietari la deranjament. Mai exact la deranjament. Și haideți să mai vedem, să mai vedem o situație la branșarea. Asta te ajută în momentul în care s-a stricat. La stricare. Și acum mai vorbim de prețul. Da, corect. Deci trebuie făcută menționarea asta. Deci branșarea se face la, o plătesc eu de acolo până aici, pentru prima dată, cum plătesc ăștia gazul de acolo? Prima dată, da. La branșare. Dar după aia, orice deranjament pe porțiunea aia la mine la poartă, este a voastră domeniul public. Pentru că eu am plătit o dată. Eu am plătit o dată de acolo încolo, n-am zis cât e a voastră. Haideți să stabilim taxa de branșare. O propunere. Dar notați și acest amendament. Cât era prețul? Era prețul 200 și 250 pentru persoane juridice. Pentru că să fie același. Același. Da, e taxa de branșament. După cum mă branșez, atâta. Taxa. Lucrarea tot. Dacă eu vin cu o firmă să fac eu branșamentul, tot plătești taxa asta. Tot plătești. Tot plătești. Pe de asta spun că e numai de mult. Plătești cu taxa asta? Da. Că ce îi spune dacă vii acolo dumneata și asiști pe perioada când mi-ai făcut tot branșamentul? Exact. Cum și dacă el nu faci mai... de mult, nu. Nu-l faci. Dacă le executa el, da. Stai la branșamentul faci tu, sau lucrarea cu și lucrarea... Iată lista la lucrare. Deci numai legătura care o face el în
în rețea, ai 100 de lei de acolo încolo, normal că vine lucrarea făcută, dacă ai 10 metri de... Unul are 10, unul are 5, unul are 4. Te costă, acometul te costă. Domnul, să înțelegeți greșit. Domnul a venit numai cu taxi, îți dă o hârtie și îți iau un ban. Corect. Asta vreau. Lucrările înseamnă altceva. Alți bani. Eu asta am zis lucrări de 6 milioane. Asta-i taxa. 10 lei sau de 20 de lei să rămână. De ce să fii de 100 sau 200 de lei? Numai un accept. Deci haideți, vă aștept propuneri pentru taxa de branșare. Nu am înțeles, domnule. Stați așa, domnule, fiul domnului Gheriță. Branșare, ce înseamnă branșare? Se legare la conduct. Se faci dumneavoastră. La instalații până la pomet. Manoperă. Dacă vrei să te branșezi la asta, manoperă instalației până la pomenă. Deci nu-i numai taxă, și manoperă. Și manoperă, domnule, asta am zis. Da, și manoperă. Și manoperă. Păi dacă ai dat să scrieți, doamnă, și dacă în document, domnule, că și manoperă. Modificați de există să scrie. El zapă cu bulbă, ajunge la țeavă, s-a înțepat în țeavă, buci, buci, domnul președinte, citesc tot ca să... Are dreptate. Deci, branșare, în paranteză, manovera instalației până la apometru. Ce vorbiți? Manoveră. Deci 100 de lei nu mi se pare mult. 200 de lei. Și mi-a zis 180. Credeți-mă că ca să spargi șoseaua. Deci branșare la rețea, nu se numește. Doar să vedeți, e foarte puțin. Eu zic că asta este de bine. E bine. E bine când așa. Lăsăm așa. Deci așa zic și eu. Lăsăm așa. Deci cine de acord cu branșarea 200 de lei? Supun la vot branșarea cu 200 de lei. Și la firmă și la persoană. Și la firmă la fel. Așa. Corect. 200 de lei. Domnul Ana. Da, sunt de acord dacă include și manopera, da? Da, așa scrii. Manopera instalației până la apometru. Să treceți pentru ambele cazuri. Trecem la punctul 3. 13 v-am zis, 13, mare sunt împotrivă. La 3, rebranșarea rețea apă după debranșarea pentru neplată. Aici. Încă o întrebare, ce debranșarea, domnul Gheorghiță? O faceți unde este apometru? Da. Da? Dacă așa stabiliți... Unde este apometru? Dacă apometru este în curtea omului și nu este de acord să fac un acord cu dumneavoastră, este obligat să facă, să-și facă cărnițul afară și mute ăla. Dacă este de acord, dacă ești cinstit și plătești ceva, acceptă-ți, vreau să faci citire acolo și acolo, poți să îl branșați sau îl debranșați. Cu sigiliu și... Atunci taxa poate fi mult mai mică. Atunci taxa poate fi mult, mult, mult mai mică. Mult mai mică. Nu mai săpăm, nu mai intervenim public, nu punem locuri și așa de la deci, putem condiționa. Dacă săpăm, poate să fie... Cu acele condiții. Cu acele condiții. Poate să fie 100 de lei, da, să fie o sapă, și dacă e la proprietatea dus la cămin, poate să fie 10 lei. Corect. El vine, pune sigiliu numai cu ventil. N-a pus sigiliu ventil. La găgăi sigiliu ventil, atunci el... Tot ce discutăm noi aici să menționează în procesul verbal. Nu, că nu vă spun de altceva, nu sunt că v-am văzut uitați pe telefon, de altceva vreau să spun că sunt niște amendamente importante și o să facă omul documentul din nou și vine cu el și vine cu el greșit din nou. Dacă... Dar nu, chiar acum când ia taxul ia așa... Deci propunere pentru taxa de rebranșare rețea pentru neplată. Cât a fost, domnule? Deci săpătuna... Au fost 400 de lei. Două situații care le-ați spus doar privat. 100 de lei în afara proprietății, dacă sapă și taie conducta și o rebranșează, și 10 lei dacă îi se sigileze doar la pubertul. Corect, corect. Cine este pentru propunerea lui domnul Apostol? Voturi pentru... 10 lei dacă ar fi la căminul omului unde ia pomedul. Și sigilează doar domnul. Da? Deci împărțim în două. Deci persoane fizice și persoane juridice. Nu, nu, nu. Același. 100 de lei dacă se sapă și la limita de proprietate și 10 lei dacă se face la pomedul. La pomedul. Da? Deci 13 cu 1 potrivă. Racordare, rețea, canalizare, manoperă, instalație până la căminul de vizitare interior. Prețul. 250-300. Deci discutăm pe același preț pe... Poate să fie același... Ei, aici e mai rău. Mai rău. Aici e mai rău. Corect.
Pentru că canalizarea se lege la ea, trebuie să duci numai la camionul de vizită. Apa puteți să traversezi dreptul curții tăi. Puteți să traversezi 5 metri. Canalizarea eu pun situația la mine pe stradă, sunt 3 cămini. Dacă eu sunt în dreptul căminului ăsta, nu pot să mă duc aici, că ies undeva mai sus. Deci nu la Valea am 200 de metri. Cine plătește aceștia 200 de metri? Se face pe metru liniar atunci. Păi da, s-a plătit el. Deci pe metru liniar aici trebuie umblat. El s-a plătit. Pentru că dacă eu... S-a plătit el, dar s-a plătit preț pe metru. Pe metru liniar aici, ca ei nu se poate altfel. Bună propunere. Facem pe metru liniar, că altfel nu se poate altfel. E mare distanță. Dar nu are 10 metri. Așa a venit un prezent pentru canalizare. Același la persoane fizice, același la persoane fizice. Adică să-ți legăm aici, nu vin cu propunerea, dar vă spun că la metru inițial vreau să schimbă la canalizare. Cât e 20 de lei? Cât e metru inițial cu 20 de lei? Nu, adică să luăm altfel. Cât e săpatul? Cât e din săpatul? Mai 20 de lei metru liniar de săpat? De 6. De 30 la 80. Da. Da? Bun. Plus ceva? 10 lei metru, corect. Păi, 20 lei pentru tot TVA, atâta e acum, săpat. La săpatul acum la mine e un... Dar numai săpat. Unde am pus ăla înapoi. 20 cu ce mai puțin, de acolo 25 de lei metru. Cam așa cum să fie, 25 de lei metru, dacă vine și ești și la stupat. Da, 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 da. Și canalizarea lui, și-o pune proprietarul. 25 de lei. Ia auzi ce spune doamna administrator. Manopera e minus minim 27 de lei pe metru. Cu toc TVA, nu? Manopera, da, cu toc TVA. Pe așa s-a rămas. Ăsta e prețul, domnule. Ăsta e prețul. Ăsta pune și noi. Da, da, păi atunci... Cât e din normativul de lucrări? Păi ăsta îl punem doi. Pe metru pătrat. Eu am găsit oficial. Pe metru liniar. Pe metru liniar. 27 de lei. A trebuit 7 de lei, punem la reale. Cine este pentru propunerea lui domnul Chiriac? Da, bine, stai un pic. De 27 de lei săpata, trebuie să-l șacoperi un pic. Tot împreună. Păi, intră în costil. Nu, lăsăm așa, trebuie cu 20 de lei, vă spun eu. Și cum îl face el, chiar el, proprietar? A zis, fii serios, că îl face el. Eu am zis. Bun, domnul, cine este pentru propunerea lui domnul Chiriac? 25 metru liniar pentru urmă. Și dacă ne fiți ce judeci. 27. Voturi pentru? 13. Un mic detaliu. Acolo deasupra scrie fără TVA. Eu propun să fie cu tot cu TVA, ca să nu mai înnebunim lumea cu 20%. Așa am zis, mă, cu tot cu TVA. La celelalte servicii, da? Care le-am votat deja. Prețul sunt scrie fără TVA. Cu TVA, că deasupra scrie pe fișa. Inclus TVA, da? Nu, la 10 lei. Și mai scoți 10 lei TVA. 10 lei simplu plus TVA de pus. Da. Adică, fii serios, de 10 lei plus ce faci? Dar atunci faci moa. Chitale 93 lei. Eu copii, lasă 10 lei. 10 lei cu tot cu TVA. Bun, eliberarea vizii, amplasament, de acord, branșament, per acord. 10 minute dacă te-ai văzut. 100 de lei și 150 pentru TVA. Rămâne 100 și 100, nu mai discutăm de 150. 100 de lei. Eliberarea vizii. Și urmărirea lucrării asta înseamnă, da? Deci dacă o faci noastră în regii proprii, săpatul și pusul ăla, faci să urmărească dacă ai făcut un standard de lei care trebuie, 100 de lei. La ce e asta? Trebuie supervizat. La eliberarea vizei. Și ți-l faci tu. Dacă o faci lucrarea primăriei, nu mai e nevoie de aviz. Să nu mai plătească contravaloarea. Și plătești doar lucrarea. Plătești doar lucrarea. Dacă o faci în regie proprie, se plătește avizul pentru că el trebuie să urmărească lucrarea dacă se face în stat. Domnul, vorbim cu soluția. Haideți să nu mai vorbim, să mai vină altcineva. Corect. De asta a plecat acest serviciu. Să lăsăm prețurile cât mai mici la el și facă fapt. Dar dacă nu dovedești, își la cineva o nevoie. Dacă nu se grăbește, el îți dai un lucru. Nu dovedești. Ai dreptate. Nu ai, să strici pe acolo. Să trecem până la bine situații. Să scrie, de regulă execută și cu mențiunea ca în situația în care... Poate să spunem altceva. Nu are voie să intervină nimic fără aprobarea noastră. Asta e. Asta e. Dacă dumneavoastră dați voi, nu aveți. Și faceți dați voi. Aici dai mult avizul ăsta. 100 de lei ar vini avizul dacă o faci tu în regie proprie. Și dacă nu, nu-i mult, o să faci tu să-ți urmărești lucrarea. Nu, dacă să-ți urmărești lucrarea. Eu trebuie să stea lângă tine acolo ca să vadă că nu faci bani. Trebuie să faci acolo. Dacă faci să rezumă. Și nu oprești acolo că nu are nevoie să... La cât trebuie? De la 100 de lei? Da. Supun la vot 100 de lei. Cu tocul de vea. Cu tocul de vea. Votul pentru? Am două, eu mă la fel.
Deci nu mai discutăm. 31 împotrivă, bun. Dacă resigilarea pe metru 30 de lei. O scoate. De ce? Păi de ce să pui deci se duce o mașină până acolo, să pun un sigiliu care costă și la poate să fie 10 lei. 10 lei. Mai e altceva. Dar trebuie să fie un sigiliu. Dar dați seama că după ce ți-a plătit taxa, îți duci pe sigiliu și dați drumul la apă. Aici e problema. Aici e problema. Ți-a luat sigiliu din cauza lui, că așa a avut el. Supun la vot 10 lei taxă de sigiliu, voturi pentru. Cu tot TVA, la fel. Da. Da, și contravaloare. Da, și contravaloare. Deplasare, contravaloare. Păi prins cu sigiliu rupt și cum așa iată. Eu zic că nu ajunge. Dacă sigiliu... Aici stăm la... Da. Nu se poate doar Pentru intervenții, 100 de lei pe angajator, pe muncitor. Deci nu faceți pe operațiune dacă nu vreți să o reduceți cu 50%. Faceți pe operațiune, să duci omul, rezolvi problema, o dată 100 de lei și știi că e gata. Păi dar nu trage omul din timp ca să dau 100 de lei pe oră pe muncitor. Dar vine muncitorul, plătesc 200 de lei. La care se pot adăuga alte lucrări, care pot fi, de exemplu, dacă puteți să le faci branșamentul sau alte lucrări, sau alte costuri, nu? Depinde de lucrare. Intervenția, adică... Cuma un pic. Durează 3 zile. Îl plătești omul 100 de lei pentru 3 zile? Păi nebunește consumatorul. Nu e că oră. Nu, pe oră îți scrie aici, da. Păi pe oră mai e ok, pentru că ar mai fi 3 zile. Păi și pe 3 zile ce va fi? Da, 30 de milioane. La care ce zice am eu atunci 100 de metri la care are și tu îl lași acolo pe muncitor cu banii tăi? Că așa fac alții. Dacă lucrarea respectivă durează 3 zile. Cu câte intervenții de câte oră fiecare zi, să spunem. Da, da. Trebuie să fie orice oră de lucrare, intervenții pe domeniu, pe domeniu public sau pe domeniu privat. Deci doar la om în curte, dacă e intervenit. Dar nu e obligatorul să facă lucrurile dumneavoastră. Da, nu e obligatorul să facă lucrurile dumneavoastră. Poți să stabilești taxa cât vrei. Nu e obligatorul ca eu pe domeniul meu să fac. Asta scoate, în curtea mea eu fac cine vreau și doar eu. Păi și dacă vrei, dacă tu vrei să faci cu voi, trebuie să am și eu un preț. Eu trebuie să ai un preț. Eu trebuie să ai un preț. Aici e discuția mea. Menționați cu ce se poate bărbatoar în curtea omului. Ora din balopere. Atunci omul, ori și-a duce pe altcineva un pic. Trebuie de nomenclator cu credul. În mediul privat am zis. Doar, păi da. Și eu nu vreau. Dar ce-o mic, dar ce-o mic, dar ce-o mic. Acum, doamna administrator, ia din nomenclator exact cât e ora de lucru la un muncitor la poduri. S-au actualizat 27 de lei. Salariul minim pe salariul minim pe dar ai material. 27 Și unde e și prețul ăsta de 27 lei pe oră, stăm altfel de vorbă, domnule. Păi, și 50 dacă era. 27 fără TVA? 27 minim. Sau cu TVA? Nu, fără TVA. Fără TVA, sigur. Și fără TVA în combin. Fără TVA. Și stiau oră și omul la mine o grade să dau 27 de altfel de 10 lei? Îi dai și o bere. Mi se pare deja prea puțin. Dar nu e angajatul tău să-l plătești în fiecare zi. Aici e ideea. De asta are salariul. Mi se pare prea puțin. E foarte puțin. 50 de lei. O 50 de lei ar fi suficient. Cu TVA inclus. Deci propun intervenția la 50 de lei. Ai 50 de lei. La jumătate de 50 de lei. La jumătate. Eu am zis, da? Bine, domnul. Deci 50 de lei, cum a zis domnul?
Să pun la vot 50 de lei intervenția. Și la juridice și la... Cum mi se pare doamna administrată? Chestia este că... Nu spuneți în acest. O să aibă să nu oare. Eu, dacă nu-i vorbim din următoarea ședință, de ce spune? Eu nu mai lucrez cu asta. Domnul Popa, mai avem un punct. Taxa de urgență, 150 de lei. Per muncitor. Dacă e de urgență, hai să facem 75. Nu mi se pare mult. Pentru că le-a de altă parte, le-au din toată. Treaba așa e pentru așa. Adică 50 de lei taxa normală. S-ar putea să fie programare, programajul mai e 50 de lei. Dacă el ne dă acum asta, urgență, se iau în sărbători legale. Sărbători legale. Și înseamnă urgență. Sărbători legale. Apelează acum numai mult de 2-3 ori să fie, nu? Da. Dar specificăm asta. Nu specificați pe timpul zilei, în orice ții 7-7. Nu, e programul de lucru. Programul ăla de lucru, dacă asta e solicitat și asta a venit, taxa să fie 50 lei. Aia nu e urgență. Aia nu e urgență. Urgență că și în afara programului de lucru poate să fie în urgență. Atunci aia merge. Nu, nu, să spart o conductă și vine noaptea să-ți facă urgența. Deci nu e o problemă. Stați, nu, nu exagerăm acum, că dacă înseamnă, dacă a venit taxa de urgență, mi se spart la două noaptea, vine și urgență la două noaptea. Zi lumină, facem zi lumină, adică nu vorbim acum, că așa, după aia au dus pe așa, 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 că vrea să vedeți cineva să vină luată de lumină. Și hai să faceți zi lumină, să fim și cuvânt să fie dat la seamă, dar acum așa din ea doar că să vii azi, o 50 de lei, dar nu l-am luat, l-am luat 10. Deci cât rămâne, 150 de lei? Dar atât, dar de femeie, nu ca din ea. Cu TVA acolo. 150 de lei. Cu TVA. Fără TVA. Supun la vot taxa de urgență 150 fără TVA. La juridice și la fiți. Am în două fel, am zis, nu mai discutăm de două. Cu TVA, da, cu TVA, cu TVA, nu fără TVA, cu TVA. Cu TVA, așa. Deci 13, da? Bun, în concluzie am reactualizat prețurile, prețurile, acum supun la vot în... La citițele la lucrurile, la citițele, la citițele. La citițele îți rămâne pe camera aici, să audă și... Da, la citițele, la citițele și la citițele. Deci, eliberare documente 10 lei, da? Da. Da. Da, dați-mi tot asta. Cât ești? 2. 200, 250. Numai o singură, prima, doar prima, la s-a dus. Deci 200 de lei branșarea. Branșarea, da. 100 de lei... 100 de lei rebranșarea și 10 lei dacă există apometrie. Racordarea la canal, 27 de lei metru liniar. Eliberarea avize, 100 de lei, persoane fizice și juridice. Taxe resigilare, 10 lei. Intervenție, 50 de lei. Taxa de urgență, 150 de lei. Toate taxele sunt cu tot cu TVA. Corect. Atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice. Supun la vot proiectul de hotărâre cu taxele, cu amendamentele votate. Voturi pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 13. Trecem la ședințe făcute pe mine. Uite, așa se face. Domnul tot pe rând, ce nu mai grăbim, nu fugim acasă. Președintele de ședințe, zic. Așa trebuie, cu poții. Haideți, haideți, ultimul... Așa trebuie, am luat punct cu punct. Ultimul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT s-a spus la apel de proiecte cu titlu Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Componenta 7, transformare digitală, operațiunea competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului, intervenția I-17, investiția I-17, scheme de finanțare pentru biblioteci, pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, apel de proiecte numărul 2, finanțarea bibliotecilor, pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a componentelor digitale și aprobarea codului de participare al proiectului. Comisia numărul 1, vă rog. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, vă rog. Și vă explic eu despre ce vorba în proiect. Este un proiect accesat din Biblioteca Consiliului Județean de Județenii și care implică toate bibliotecile de pe raza UAT-ului.
Este o oportunitate să accesăm această măsură de finanțare prin accesarea proiectului la nivel de județ, care include dotarea unei camere. Noi am fi vrut să facem acolo la bibliotecă. Faptul că biblioteca trebuie să intre în renovare și totdeauna cum este, ar trebui să dăm o cameră dintr-o locație care poate să fie practicabilă, se referă în special pentru tinerii din ziua de astăzi care au nevoie de o cameră unde se poate să meargă să acceseze calculator și diverse dotări pe care se pot accesa prin această măsură de finanțare din fondul european. Și atunci cea mai potrivită încăpere a fost în salonul lux. Noi salonul lux îl folosim pentru foarte multe evenimente. Și am camera care este aici unde acces separat, unde, lângă bucătărie, să fie închisă și să fie dotată cu toate aceste echipamente până la finalizarea bibliotecii și apoi să fie mutate toate echipamentele acolo. Dar pentru accesare trebuia dat o cameră. Tinerii care vor să lucrez în proiectul ăsta împreună cu care dacă și cu voluntari din comuna Sascuri. Un proiect asemănător este implementat și la Pâncești, da, prin asociația a domnului Cristi Popa. Da, deci ca idee să înțeleagă cetățenii vorba de un proiect asemănător și se referă în special la comunele care au bibliotecă. Și atunci este o oportunitate să accesăm și noi. Și aici care vor să vină la Salon Lux, pot să vină să lucreze aici, au și toaleta, au toate condițiile de căldură să găsească aici împreună cu voluntari, profesor, bineînțeles, sub coordonarea cuiva, să lucreze pe proiectul cât e implementare și apoi toate calculatoarele să fie redistribuite către bibliotecă, când o termina acolo de renovat, sau alte locații, sau poate să rămână și aici, când nu avem nimic împotrivă. Deci e un proiect european care e oportunitate să-l facem și era păcat să pierdem. Alte discuții pe marginea proiectului? Atunci, dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul pe ordinea de zi. Voturi pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Întrebare, domnul primar, care îmi scăpa din vedere. Dacă facem această... La diversitate și salonul lux, mă rămâne... Da, rămâne contribuția. Acolo vom face un perete de rigiți. Între camere și sala mare, mă faci un pe din rigiți, acolo mă pierdeau, la fel ca asta, în partea la altă. Unde-s mesele, Marian, acolo? Unde-s mesele? Asta o faci în periodic, nu? Pe o perioadă, avem perioadă până terminăm biblioteca. Atât, nu? Nu suntem destinații finale, de acum dacă facem un contract sau care să dăm pe inoși. Dacă proiectul are monitorizare un an, oricum durează un an, cel puțin, până terminăm de renovat plătirea bibliotecă. Va funcționa aici și apoi redirecționăm și către o școală, dacă e cazul, până când... Doar în momentul ăla. Să încheiem de acum, că vin salonul lui, doar să am blocat cu asta și nu avem voie să facem nimic. Va rămâne ca obiectiv cultural salonul lui. Nu mai pot face nivelul ăla aici, domnul Rumic. Da, da, da. Ce faci de la zi, frumos? Dacă nu-i dat la plăcut, vreau să dăm de doilea parte. V-am mai întrebat odată. Bibliotecile de la școli nu sunt eligibile, nu? Că știu că m-am mai întrebat odată. Doar din comună. Știu că m-am mai întrebat odată, da. Okay. Bine, trecem la diversii. Vă rog, vă scriți la cuvânt. Domnul Ana. Domnul altcineva? Dumă un piculeț. Dintre consilieri mai sunt? Nu mai sunt care să scrii. Domnul Voineac. Un de celul? Altcineva? Haideți să eu cu domnul în vârstă ca să nu-l țin ciubotarul. Altcineva? David. Dobrea. Dobrea, da? Ca să... Nu prea mă țineți bine, așa ca să facem un lucru. Pe filul lunaș, oi? Ungureanu și cu domnul David, da? Vă rog, domnul Ana. Domnilor consilieri, stimați invitați, două, trei puncte aș dori să le aduc în atenția dumneavoastră. Primul punct, care m-a mișcat sufletește și cred că trebuie să luați la cunoștință despre acest lucru. Nu cred că era voință, dar ceva se întâmplă. O familie compusă din 10 membri
8 copii și 2 adulți, este nemulțumită de faptul că banii de încălzire, 1600 de lei dați de statul român, în perioada rece, da? Pentru locuință, au fost în proporție de 50% reținuți la sursă de către departamentul sau compartimentul taxe și impozite de la Sascut. Vă dați seama în ce situație punem acea familie. Eu sunt de acord că persoanele care au datorii trebuie să și le achit. Dar în același timp trebuie să dăm dovadă de înțelegere, de omenie și în situații din astea când avem 10 copilași, 8 copilași și 2 adulți, în situație precară, să măcar câte iarnă să evităm să luăm 50%. Și nu este un caz izolat, așa s-a întâmplat și anul trecut. Deci persoana în cauză a venit și m-a contactat personal, iar eu în calitate de consilier local, vin cu solicitarea ca cei 50% care au fost reținuți să fie înapoiați familiei deoarece are strictă nevoie. Alt aspect care vreau să-l aduc în atenția Consiliului Local este că tot compartimentul de taxe și impozite transmite notificări de plată către cetățeni care au datorii mai vechi de 10 ani de zile. Nu vreau să caut o scuză pentru cei care întârzie să-și plătească taxele și impozitele, dar totodată cetățenii trebuie să știe ce drepturi au, așa cum știu ce obligații au. Dacă au trecut 5 ani și serviciul de taxe și impozite nu l-a executat silit, acea datorie s-a prescris. Așa cum s-a prescris pentru anumite firme, vorbim de zeci de milioane, sute de milioane, și cetățenii pe care noi îi avem în comună trebuie să beneficieze de aceleași drepturi. Știu că nu dă bine politic în sensul că, domnule, trebuie să strângem bani la buget. Dar dacă omul nu a avut să-și plătească, să spunem, noi trimitem după 10 ani o înștiințare, domnule, trebuie să plătești o datorie din urmă. Un alt aspect care ține de mediu. Vreau să-mi spuneți, domnul primar, cine s-a ocupat de decolmatarea Albiei Păncești de pe strada pe față, lângă vechea biserică pe stil vechi. Dumneavoastră sau domnul Popa? Domnul Popa. Domnul Popa, întâmplarea face că înainte să vă apucați de acea decolmatare, acolo se aflau, nu le-am cântărit eu, dar probabil 10 de tone de gunoaie, unele dintre ele periculoase. Am crezut că ele au fost colectate și depuse în locul potrivit. Dar acum ies scheletele la iveală odată cu trecerea iernii și ies bidoanele alea de prin pământ, așa. Dumneavoastră ați îngropat gunoaiele sau ați dat ordin să fie îngropate acele gunoaie? Nu. Știți de ce vă spun? Că riscăm o amendă de la mediu. Avem poze în care s-au adunat acele recipienti câte au fost la față, poze cu cel puțin 200 de saci galbeni cu bidoane. Că ar fi fost și alte de sub și nu le-am văzut în mână. Dar noi avem poze. Ca să fim acoperiți, dacă aveți poze, vă rog să puneți pe pagina primăriei, deoarece am primit solicitări și plângeri din partea unor cetățeni triberani de acolo și au zis, domnule, au venit și au acoperit. Eu nu știu, am fost prezent. Ați făcut o treabă bună în sensul că s-a deformatat după și poate apa să treacă, nu mai ajunge în curțile oamenilor, dar totodată trebuie să avem grijă ca să nu mai timp. Cele care se văd, o să le culegem, le vedem acum. Atunci, la momentul respectiv, nu a mai fost nimic. Tot am. Și o ultimă mențiune aș dori. În ședința precedentă am întrebat pe domnul viceprimar cu atribuții de primar ce se întâmplă cu traversarea acelei albi unde a fost deformatat. Dumnealui a spus că cetățenii pot să înconjoare 100 de metri. Am luat mașina și am măsurat eu. Sunt peste 400 de metri. Între 400 și 500 de metri. Am rugămintea să prindem în buget pe anul acesta, banii necesari pentru o punte, unde omul să treacă frumos, cu piciorul pietonal, da, nu cu mașina, nu cred că va costa o avere. Spun asta deoarece riveranii, am văzut, inclusiv persoane cu dizabilități, se deplasează foarte greu și fac ocolul pe la inginer Anastase. E o necesitate, nu cred că va costa o avere. Două tronsoane de cale ferată, un pic de tablă și gata. Nu pot să folosesc pe autorizație. Păi, dumneavoastră emiteți autorizația. Autorizația include agenții și toate nebunile astea. Dat fiind faptul că acolo a fost deja un pod din metal. Nu-l facem la fel de lat. Îl facem mai îngust. Noi, efectiv, îl repunem la loc, dar un pic mai îngust. Era un drum de acces, drum. Este drum, este uliță. Este uliță înainte să trecea cărța. Are denumire uliță?
Păi trebuia să-i dăm noi, e obligația noastră. Curița este până acolo la Albi, dacă exista drumul de acces, nu a fost dincolo la, la nenea Amării Moției. Așa. E cu totul altceva. Este o cale principală de acces, credeți, mă locuiesc acolo. Căutăm soluții, îi spun, îi blocăm cu bani, exact cum ne-am blocat și la Piața de Sport la Pâncești, cu 100.000 de vizii, acum am găsit până la urmă locul, sunt capul, actualizăm cartea cu cea. Facem o punte de lemn dacă nu o facem din fiecare. Hai, poate doua, putem noi ca și consilieri să ne implicăm să o facem, nu-i problemă. Mulțumesc pentru atenție. Ați terminat, domnul Ana? Da. Mulțumesc frumos. Domnul Iosu? Domnul Voineac, s-au înscris alții la rând, vă dau cuvântul. Aș vrea să vă întreb și eu. Vă dau cuvântul și dumneavoastră, nu? Ajungeți. Aș vrea să vă întreb câteva lucruri legate de satul Berești. În ce stadiu suntem cu apa la Berești și cu gazul? Avizele le-am plătit deja, primele avize, să facem proiectare și mergem în continuare. Deci să începe lucrare pentru apa, nu? Da, apă canalizare. Încă un lucru, dacă știți de la Popic, la ieșire din Berești sau de la intrare din Berești, cum te duci, știi ce e el sau da. Partea aia, s-a decolmatat canalul ăla, s-a surpat podul. Cine era de acolo? Nu știu cine, nu știu. A trecut un excavator în utilaj. Trebuie să vedem ce e. Canalul care curge pe la stână de la Ionuț Munteanu, canalul ăla, știți? Care se duce pe la Nechiorghiță Tamaș. Deci se curățat, cum nu știți, de atâta timp a făcut... A fost, nu a fost dată de mult. Nu, ăla-i dat drumul de mult, dar nu mai deschid din subiectul care l-am văzut. S-a surpat podul ăla într-un hal fără de hal. Care traversează acolo. Deci e pericol, o căruță, o mașină, o ceva să duce... Dacă ai te duci către... Da. Spatele caselul Verginel. Spre Verginel, în sus. Amândouă, acolo ar trebui la amândouă găsite soluții. Și el la altul de la tine. Și el la altul de la tine. Ați terminat, domnul Iosif? Da. Mulțumesc frumos. Domnul Chiriac Marian? În urma discuției lui domnul Ana, am văzut că aici a dat-o el într-o, nu știu, într-un aspect politic, ceva a încercat el să o scoată, dar nu cred că a scoat-o pe la urmă bine. A spus de 10 ani de zile, aveți cumva dovada de 10 ani de zile, acea persoană care trebuia să achiti, care a fost înștiințată, care are datorii, n-a mai fost înștiințată cumva, știți cumva ca să... Așa aveți spus. Cel puțin în fața camerelor al vederii, dumneavoastră vă asumați o răspundere aici, că aici acei angajați de acolo au răspundere. Și poate să dea judecată pentru ceea ce spuneți că de 10 ani în zile ei fac un abuz ca să încaseze o persoană care datoare 10 ani în zile care s-a prescris. Ați găsit-o cumva în lista de prescrieri? Știți cumva că n-a mai primit în 10 ani în zile vreo somație cumva de plată? Domnul Ana, înseamnă că nu știți cum funcționează. Eu știu foarte bine. Ia spuneți-mi cum funcționează domnul Ana, că vă cât are vă dați așa în spectacol la camerele astea. Cum puteți să veniți să spuneți că cei de acolo fac un abuz să ceară să-i trimeată înștiințare? Da, cum? Păi vedeți pe Facebook la Zenzer, este un cetățean, da? Care omul îi expune problema. Ați venit la serviciul finanței să vedeți dacă m-a abuz sau nu a făcut, dacă nu a făcut, nu a făcut, nu a făcut, abuz? Serviciului, da? Și mi-a explicat, domnul Ana, trebuie să strângem bani la buget. Bun, dar ați înștiințat acel cetățean care și el un drept, să fii informat că s-a prescris. Păi asta a făcut acum. Ce a făcut? Asta a făcut, m-a luat și înțeleg trebuie să plătească. Când am avut ședință și când s-au prescris 11 miliarde, domnul Ana. Da, și n-am votat pentru. Păi n-ați votat pentru, nu? Deci n-ați spus de acord ca cele sume să prescrie, da? Ați văzut sumele. 11 miliarde. Păi vorbim, păi de așa s-au ajuns, domnul Ana. De la un leu, de la doi, care n-au fost... Că nu au plătit la timp, au ajuns la trecut cei 5 ani și am plătit noi Consiliul Local 11 miliarde care puteam să facem 20. Nu le-am plătit, doar Curtea de Bun a spus că nu s-au prescris. Nu s-au mai adunat. Păi da, dar nu le-am plătit Consiliul Local. Ce secundă, le-am pierdut. Domnule, le-am pierdut. Asta e altceva. Nu sunt niște bani pierduți, domnule, nu mai corectați, vreau să te scădești, că aveți dumneavoastră limba română. Indiferent cum e, sunt niște bani pierduți.
Când suntem, când suntem adevărat? Să discutați cu cetățeanul. Pe care cetățeanul? El a primit. Nu doare cetățeanul are datoria să plătească taxe și impozite. Simplu. Așa este. Pe atunci? Așa este. Pe aici, când n-a plătit taxe și impozite care noi le-am ați văzut că a tras zile, le-am lăsat cele mai mici și cele puțin, da? Datoria are bun. Obligația n-are, primăria asta nu are. Păi da, are. Nu spuneți cuvântul dumneavoastră, acum știu ce vorbiți. În cuvântul dumneavoastră puteți vorbi. În cuvântul dumneavoastră, vă rog frumos, când luați cuvântul, spuneți și dacă. Asta trebuie să vorbiți toată. Deci când a fost vorba de 11 miliarde, am sărit toți. Bă, atâția bani, nu s-a făcut treaba, iau cât pierdi comuna s-a scut. Sunt și bani pierduți de la comuna s-a scut. Toți cetățenii, de 8.000 cetățeni. Dar au câștigat 1.000 de cetățeni care au beneficiat de prescrie, da? Și au pierdut 8.000. Acum dumneavoastră vine și spuneți și că, păi da, i-a trimis o științare că cred că s-a prescris. Nu, doamne, deci cum mai facem chestia asta cu prescrierea? Nu trebuia să prescrie nici alea. Toată lumea dacă iese din plată, pentru că sunt astfel, acum le-am pus pentru placul cetățenilor. Dar acel puțin care are 20 lei, 30 lei, 40 lei, 60 lei, și plătească. Noi cu alea putem face șosele, cu alea cărchim, cu alea facem, vrem conducte, cu alea vrem să ținem serviciu, cu alea vrem să facem puțuri de apă. Am spus destul de clar la început, cetățenii trebuie să știm de acela și impozite. V-ați exprimat altfel, de 10 ani de zile nu i-a trimis științare, acum a făcut cineva cu 10 și a luat bani. 2011 sunt acele datorii. Nu, doamne, de 2011. Am văzut pe Zenzen, să știți, urmăresc eu, urmăresc foarte bine. Eu am văzut pe Zenzen, în 2011, dacă știți, când am intrat în program taxele și impozitele, atunci s-au pus toate amenzile care erau. Deci 2007, 2008, 2010 s-au reactualizat atunci și s-au trecut toate din 2011. Că acolo era vorba de două procese verbale care erau cu aceeași dată. La data din 11, a 6-a care a fost atunci, s-a reactualizat în sistem. În sistem. Și de asta au apărut toate, dar ele erau cu alte sume. Cetățeanul e nemulțumit. Nu, cetățeanul trebuia să se explicați, nu așa faceți. Rezolv eu. Am să gândesc. Rezolv eu mă la unește. Nu! Explicați cetățeanul așa. E și o problemă mai atipică. Sunt ambii părinți fără niciun venit și au copii. Și nici nu sunt proprietari acolo. Ne locuiesc pentru cine s-au privați. Nu era vorba. Nu era vorba de copii. Nu interesează. Copiii nu interesează, domn Chiriac. Nu cu mine sunt. Nu cu mine cu niciunul de suntem. Nu de familie aia spui? Așa că te crezi de ștept. Ce-l cam în fața casă aici? Nu sunt tu când mă interesează pe copii, băi. Păi așa trebuie să pui problema. Ba da, mă interesează, că eu am copii și eu știu ce înseamnă copii. Vă rog, domnul Chiriac, vă rog la cine nu-ți interesează, în afară de a face scheme la televizor, nu știu nimic. Cu ce-i contribui tu? La ce familie-i contribui? Domnul, hai să lăsăm ușor așa. N-am contribuit cu nimic. Nu mai vorbi prostii. Hai să păstrăm cu soția mea nu-i angajată. Du-te și fă bine la o. Du-te la familia care are 8 copii și dă-și tu un blic de mâncare. Aia a fost omul acolo, a făcut bebă. Ce-ai făcut? Tu și-ai filmat. I-ai dus un ceai, domnule. Tu i-ai dus un sandwich. Bă, du-te pe nedrept. Închide gura la numit. Vă rog când vă dau cuvântul. Dar reveniți la subiect, nu vă enervați, calm, expuneți-vă punctul de vedere. Nu trebuie să ne certăm numai așa. Nu trebuie să ajungem la jigniri personale și la alte situații. Nu spun că a face abuzuri cineva în primărie. Dacă are dovadă, duc să facă plângeri de judecată. Cum a zis că s-a făcut abuzuri? Cum? Ți-am zis eu? Când s-au făcut abuzuri? 11 miliarde. Unde sunt 11 miliarde? Ah, păi da, eu aici am ajuns. Eu de aici sunt, care zici tu când... Pentru că nu și-a făcut treaba la timp. Ce nu și-a făcut? Angajații din sectorul respectiv. Curtea de conturi spune asta. Nu, n-a plătit cetățeanul la timp. Păi du-te, domnule, la poartă și... Pentru că susțin eu unul ca Ana, care sunt și doar susțin eu pe ăla politic. Dar tu până anul ăsta, când ai fost băgat în politic, știi? Elisea și dracu la televizoarele astea, la luminile astea. Vă rog, domnul Chiriac, mai cu decență. Și decență, cu ăsta cu decență, stai tu cu decență. Păi stau, normal. Păi ești președinte, domnul Chiriac. Domnul Chiriac, cel mai favorizat consilier din dumneavoastră, dacă le știți, nu? Păi doar, el era bun de poate nu știți. 8.000. Mulțumesc frumos, domnul Chiriac. Domnul Costea, vă rog frumos. Vedeți că
că eu m-am înscris. Da, vorbisem și cu domnul viceprimar. E o situație care era la Valea Nacului. Într-adevăr, ai avut dreptate, s-a făcut de ieri, ieri s-a făcut acolo. Însă mai e de făcut acolo. Nu e problemă, revenim când se tasează, vin, fac. Pentru că e chiar în curbă. Da, da. Și nu-i vizibilitate, e pericol de accidente. Așa, deci am văzut aia. Rugămintea mea era ca și iluminatul public acolo, ca să aibă în vedere, pentru că de multe zile, săptămâni, cred că, oamenii după strada Fagului, de acolo, la ultimele două, de la 18-16 da, casele da, de acolo, nu merg pe curile și dacă se poate să rezolvăm problema. Și iar, vin cu câine. Nici o problemă așa. Da, este o problemă. Deci vreau să profit de faptul că este filmată chestia asta. Nu spun eu că nu eu am inventat roata. Nu am voie să iau câinele din curtea cetățeană. Da. Nu am voie să intervin decât la câine foarte, foarte agresiv. Deci eu nu pot să încalc legea, pentru că nu am cum. Deci astea sunt probleme. Într-adevăr, eu cred, dacă un cetățean strânge 50 de câini, cum e cel din Valea Nacului, eu nu pot să mă duc la dânsul să iau, că acum nu mai poate să crească. Da, sunt, este un cetățean care are 50 de câini. La Valea Nacului. Ei, dar vă zic eu, la domnul Toșa, pe deal, în dreapta. Nu? La doamna Floarea spune. La Valea Nacului, domnul. Cine la Valea Nacului n-are nimic? Nu. N-are nimic. La Valea Nacului. Da, e. La Valea Nacului. Scuze. Zona mea acolo. Da. De ce 50 de câini are? Nu scrie deja. Zona mea deja. Da, așa e. Scuze. Poftiți, domnul Costean? Da. Mulțumesc frumos, domnul Costean. Urmează la cuvânt domnul Voineagă. Voineagă, George. Mă numesc Voineagă George, sunt președinte asociației de Dățelul din Verdeață, un ONG de mediu din România, cu sediu la Valea Nacului. Acest serviciu de apă care l-ați înființat dumneavoastră este ilegal. Vi-l spun eu. De ce? Fiindcă primăria vrea să scape de o răspundere. Să luăm un plan. Valea Nacului e o țeavă care un cetățean de aici spune că este a lui. Această țeavă este stricată și se strică și se cepuiește, cred că la o săptămână, se pune cepuri de lemn și mi-o oprește mie apă. Eu am apometru de 3 ani de zile. Să luăm exemplu. Țeava asta. Dacă țeava asta s-a stricat și s-a spart și nu mai este funcționabil, cine o plătește? Plătiți dumneavoastră primăria? Spuneți, răspundeți. Cine o plătește? Țeava asta nu mai este funcționabil. Nu mai funcționează. Da, cine? Primăria și-o... Greșiți, domnule. Și-o asumă și-o... Serviciu de apă. Pe el, luați, votați. Nu mai intrați într-un conflict. Intrați în conflict cu ei. De ce? Pentru că dumneavoastră ați votat toți consilierii că el să-și facă treaba. I-a spus la dispoziție și un buldozer. Cine plătește buldozerul? Domnul meu, ascultă-mă o secundă. Consiliul local este cel entitatea care domnul, a înființat acest lucru. Dumneavoastră, cred că nu știți. Eu știu foarte bine legile, fiindcă am făcut avocatură. Să nu ne mai întrebați dacă le știți. Ascultați aici. Ascultă-mă. Deci serviciul ăsta care l-ați înființat dumneavoastră de apă... În momentul în care magistrala de apă nu aparține primăriei, nu apare în evidență, cum poate lucra primăriei că domnul Ungureanu, vă dau cuvântul. Domnul Popa, nu sunteți dumneavoastră la cuvânt, domnul. Așa. Deci lucrările astea... Primăria vrea să scape de lucrările astea. Fiindcă banii s-au consumat de-a lungul timpului. Și acum am găsit niște fraieri, votați pe aici, să spună, uite, am făcut serviciu de apă. Toată lumea le puneți chestiile astea cu apometri. Nu știți nimic despre apometri. Când toată lumea își pune apometri, nu există presiuni să împingi. Aveți motoare să împingeți apă? Pentru ca toată lumea să aibă apă în apometri? Știți câți bar trebuie pentru un apometru? Nu știți nimic. Și când vă puneți niște motoare să împingeți apă pe apometri, să vor sparge toate apometrile de la oameni. Cine plătește toate apometrile astea care se sparg? Păi nu, eu încerc să vă luminez. Fică eu plătesc. Îi faci proști pe toți. Eu nu v-am făcut proști. Nu v-am făcut proști. Dumneavoastră spuneți. Am vorbit cu proști, ce scuți? Nu, am ridicat-o. Nu știu, dar spui subiect. Păi ăsta-i subiectul, domnule. Eu am citit legea din Suedia, am venit de 3 luni de zile. Am stat în Suedia, am venit special pentru ăsta ce ați votat dumneavoastră aici. Serviciul ăsta de apă. Este o aberație. Și eu o să vă dau o judecată.
De ce? Fiindcă dumneata o să vii la mine, suntem 10 familii acolo. Țeava asta vine omul ăla să-și o ia. Îi se spartă. Primăria spune, nu vreau să o facem noi, bă. Am dat serviciu de apă să o facă ei. Și vine la mine la poartă și spune, frate, vrei să ai apă? Ia 100 de milioane aici să-mi dai. Sunteți 10 familii aici care aveți țeava asta, care vai de capul ei și trebuie să plătești dacă vrei să ia. Cine? 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 Avem un implementat un proiect pentru apă și canalizare, așa. S-a spus, care include și Valea Lacului. Bun. Proiectul are măsuri de finanțare și surse de finanțare prin Anghel Salim. El acum este la proiectare și obținerea avizelor și dacă terminăm cu autorizația de construcții până când se pot începe lucrările în aprilie, noi putem intra în implementare. Toată acea conductă veche care a fost folosită de ani de zile, care aparține domeniului public, pentru că ea când a fost cumpărată de persoana care a cumpărat de la Sondi, de aia nu i-am putut-o deconta, că eram în stare să-și plătim persoana respectivă conducta, că a fost de acolo, Consiliul Local. Și faptul că nu, ea când a fost predată către acea persoană, toate lucrările, de fapt, acea conductă a fost de utilitate publică. Faptul că exista această frază de utilitate publică, el nu a putut să o revindice ca să fie proprietar pe ea. Din acest motiv, acea conductă de metal, noi, în câteva luni de zile, o să băgăm conductă nouă. Acea pe banii cuiva. Pe banii plătiți de dezvoltării prin proiectul Anghel Salim. Păi dar proiectul ăla mai fost odată, s-a mai luat banii pe el. Nu există așa ceva. Nu? Vă garantez că eu să scot actul ăla. Nu există așa ceva. Nu? Să iei banii pe o lucrare pe care nu îi execuți. Nu? Da. Bun. Nu există așa ceva. Ce vreau o garanție că am spus asta? Vreau să semneze toți consilierii împreună cu domnul primar, la adresa mea, Valea Narcului, Calea Palatului și Apoi Neavului, că eu nu o să plătesc niciodată niște taxe pe țeava aia care s-a va sparge. Dar nu vă pune nimeni nicio taxă. Nu, facem frumos o hârtie așa semnat de toți consilierii, ca să mă, ca să-mi răspundeți mie ilegal. Ce, asta nu-i serios, domnule? Faceți adrese, o să vedeți... Ce adrese, domnule? După ce se termină ședința asta, vin la mine să-mi spar țeava, vin să-ți dau apă, să-ți plătesc. După aceea, că minul ăla de apă eu vreau în fața, în fața porții la mine. Minul nu-mi intri mie în poartă la mine. M-am trezit cu niște persoane să-mi controlez mie apa. Și dacă venim, dacă eu aveam un câine care l-am dat, uite mânca în curtea, că te omoră. Că dacă nu-i calcul de mânca, da, dacă tot vă spune domnul Chiriac asta, faceți o mică paranteză pentru domnul Chiriac, care are doi câini foarte agresivi, violent, și să răspundă pentru acei câini, să fie cipați și să răspundă legal pentru câini. Eu am niște nepoței care se mai plimbă pe stradă. Dacă câinele ăla a scăpat și mi-a mușcat nepotul... ...ce de cap, domnul Chiriac, câini. Mulțumesc frumos, domnul Băinea, pe domnul Cibotaru. Domnul Cibotaru, vă rog frumos, domnul Chiriac, domnul Cibotaru. Haideți să-l ascultăm pe domnul Cibotaru. Mulți știți că am apelat la un gest extrem datorită de unor greșeli făcute de tovarășul domn Popa. Eu am pierdut banii, cer să plătească funcția. Am cerut consilierilor și membrilor PSD să delimiteze. Niciunul n-a avut. Cineva își amintește că am spus că Răuță moare cu 2 ani înainte de a muri Răuță. Astăzi vă spun, PSD-ul nu va primi funcția de primar. Pentru că, și nici Aurul, cum am fost acuzat, că fac jocurile Aurului. Nu, pentru că Aurul are deja un angajat în primărie, are niște vedepsuri, sub părerea mea, nu sunt chiar așa de prost. Așa. Am fost la negocieri, am fost tratat mult inferior față de tovarășul domn. A avut un limbaj destul de agresiv, a spune eu. Căutau să mă acopere. Și erau trei și eu eram singur. Până la urmă l-am întâlnit de căciua de pământ, că să pot să vorbesc. Nu am nimic personal cu dânsul. Mi-a spus că are un liceu terminat. Foarte bine. Se consideră mult mai deștept. Facem un test. Definiția biologului, dacă o știi, nicio problemă. După care au început să mă intimideze poliția, atât locală cât și cea. Am trecut la protest modest, modest ăsta. Da.
Încerc să ajung, dacă voi putea să ajung și să ajung sănătatea la întreb. Dar la televiziune, astea nu vreau să nu vreau să nu vreau să deci vreau nu. Eu sunt de acord. Dar nu, eu sunt public. Nu vreau să permite plec. La persoane există instanții, dar în Consiliul Local. Dar deci care i-a nu, eu sunt public. Nu, o să public. Dar să știți, dacă primesc amendă, o să vin supărat. Deci, nu un partid, schimb vorba. Problemele comunității sunt discutate. Problema vorbare este aici. Problema zonă. Să confirmați că ce spuneți. Sau, din nou, iar vorbesc. Dumneavoastră hotărâți ce publicați și ce nu. Da. Dacă nu publicați tot, nu mai veniți în șase. Dacă sănătatea îmi permite, voi ajunge la afumat. Deci, realitatea. Ca o spun sigur că o lacună are timp să vorbească cu mine. Dânsul este, mi-a motivat că este ales al Bereștiului, după câte știu eu, și a dat demisia o toamnă sau domnișoară la Redana Drăjdeanu și a ocupat dânsul funcția. Cred că PSD-ul nu sunt singur om. Știți prea bine că am fost cândva alături și gândați. Dar s-ar părea că m-am înșalat. Generația tânără mi-a tras sapă. Să trecem și la ceva public. Este drumul cimitirului la Fântâneri. Vine tot noroi, tot vine în fața bisericii. Cândva răposat, au promis că toarnă asfalt. Cum poate merge o persoană cu handicap locomotor la cimitir? Pe acolo. Nu poți să mergi cu mașina, poți să mergi cu asta. În legătură cu câinii, spune că sunt în curte. Eu vreau aduc filmare că sunt în drum. La domnul Vetrea, când au fost amenințați cu amenda, le dăm mâncare pe supoartă și câinii stau în drum. Noroc că am trecut într-o seară, că o rupeau câinii pe femeiul Floristan, care lucrează la bătăie. În legătură cu taxele, am încercat, atâta timp cât primăria și-a bătut joc de mine, pentru că nu mai este persoană fizică, nu lucrez în braț, haina de viceprimar sau primar. Reprezinți primăria. Am făcut un protest fiscal. Am trecut, n-am plătit niciun leu, nici nu intenționez să plătesc atâta timp cât nu sunt luat în considerare. Mi s-a spus că reprezint doar infim, sunt sub zero eu, de către reprezentantul PSD. O să vedem mai târziu cât reprezint și cât, ce înseamnă. Nu am nimic cu dânsul. Îmi pare rău. Am prieteni în PSD, am prieteni în PNL, cu colegi de muncă. Dar toate au o limită. A spus cândva, când am spus că trebuie alegeri anticipate, când s-a numit domnul viceprimar, am spus că trebuie alegeri anticipate. Mi-a spus, îmi permite lege. Dar nu vă obligă lege. Totodată, eu când m-am prezentat, dacă mi-a liberat mie actul în termen de la 31 mai, aveam 0,67 UMR la hectare. În contract spunea 0,3 UMR la hectare. Dacă mie mi-e liberat la timp actul, nu mai era necesar să mai mut contracte de colo-colo și așa mai târziu, după 1 iulie. Deja era mult prea târziu, dar eu nu cunoșteam, nu cunosc. Nu pot să spun că sunt doctor în științe, legislație sau mai știu ce. Așa am fost sfătuit, așa am făcut, așa am pierdut. Și acum, sunt multe de spus, dar în final, spun fiecare pasări pe limba e piele. Atât. Mai aveți ceva? Eu am să continu, am să încep să ajung în platoul de filmare la Realitatea Plus, pentru că altfel nu sunt ascultat. Aici mi s-a pus pumnul în gură. Prin diferite persoane. Inclusiv din Miai au venit. Nu a venit nimeni să-mi spună, măi, cu câți decibeli ai tu voi să măsoare acea boxă? Mi-a spus că să închid. Am închis. Îi respect, respect haina, dar și aici mi-au demonstrat că sunt mulți numiți politic. Și deci unul dintre ei chiar am avut conflict când era un fel de profesor necalificat, apoi devenit polițist. A fost la atunci chemat cu respectivul celălalt și nu cred că era normal. În opinia mea, va să se descalifică. Ca PSD. Îmi pare rău că nu-s la doamna Stanciu, pentru că vine din poartă în poartă. Și eu nu semn nimic pentru PSD.
Dacă cine mă cunoaște, am vreo 9 copii, cred că vreo 30 voturi. Neanelul cu 8 ani de zile pierdut la limită de 4 voturi. Deci, cam asta ar fi în mare măsură. Am spus, dar numele am numit, notat undeva, ca să știu. La un online am ajuns undeva la, cred că în jur la 15.000 de vizualizări. Și tot nu însemn nimic pentru că nu contează. Mergem înainte. O întrebare, permiteți să întrebi, vă rog să răspundeți dacă puteți. Dumneavoastră ați fost prejudiciat de ceva, v-a supărat ceva sau aveți o problemă personală? Nu, domnule, prin actele eu care mi-au eliberat, aveți o problemă personală? Nu, domnule, prin actul care mi-au eliberat, atunci l-am și felicitat când a ajuns. Am dat mâna, am plecat, când a fost numit. I-am spus amintirea veche din, mă rog, când era tatăl. Dar asta nu contează, nu el de vină când ce lucrăie. Problema este că mi-a eliberat actele, mult prea tărău, dar n-a fost domnul Iosu, domnul doctor. Dă-i mai atele. A zis că nu se poate. Și conform contractului, eu cu 0,3 urmei la hectar, mă încadram. Dar aveam 0,67 la hectar. Și n-am vrut să-mi dea însă tău la ce atele. Am fost nevoit să mut contract de acolo, deja era ilegal, pentru că... De acolo pleacă supărarea. Da, domnule, nu am nimic personal. Domnule, nu am nimic cu el, domnule, Doamne ferește, nu am nimic personal. Faptul, ceea ce m-a deranjat, faptul cât de arogant a fost în convorbire. Și menținând aceeași minciună, da. Eu am avut datorii la 31 decembrie 2022 către bugetul local. Nu aveam un eu datorii. Deci și în mai, și acum când a venit la primele negocieri, acolo când am fost chemat înăuntru, aceeași minciună a susținut-o că eu aș fi fost dator la 31 decembrie 2022 către bugetul local. Eu nu am avut nicio datorii. Deci, datorie evocată undeva în mai. Deci eu, la, nu știu, undeva prin noiembrie am achitat toate cele trebuie. Asta e problema. Vedeți dumneavoastră, cetățenii din comună care au animale, nu au încăput cu animale din comună. Dar dumneavoastră, adică dumneavoastră, noi și ăștia, dar alții străini au încăput. Să vă mai spun ceva. Păi nu-i normal. Hai să vă mai spun ceva. De atâta timp am avut problema și discuția asta, niciunul din consilierii PSD nu m-au ajutat. Și m-au ajutat colegii de la PNL. Aveau alt interes. Să vă mai spun ceva. Păi atunci, primăria încasează ilegal, redevență pe niște pășuni care nu există. Fizic nu sunt mai mult de 500 de hectare la nivel de comună. Pe hârtie sunt undeva la 700. Să dau, să umplu. Păi penal, domnule. Păi penal, dar e de automat. Primăria încasează redevență. Sunt europenii care îi ia acolo. Păi știu, tocmai de aceea anunț. Pentru că nu sunt chiar atât de bătut în cap. Am venit personal și a spus, domnule, cu tare a intrat în pășunul oraș. Nu a venit. Nu vin să măsoare grădina respectivă sau să-l întrebe de acte. A ieșit copilul, i-a crăpat capul la copilul meu cu parul în lăgința. A spus că eu răspund. Domnul Cicotaru. Să vă dea răspunsul, domnule. Mai aveți, am înțeles despre ce... În mare am înțeles, da? În mare am înțeles despre ce vorba. Mai aveți de subiect sau vreți un răspuns de la domnul Popa? Poți să-mi dea acum. Acum îmi pare bine că cel puțin astăzi a tăcut din gură. Când eram în cameră, în birou acolo, nu puteam vorbi. Deci era avocat în brază, nu? Era acolo și... Păi normal era avocata să dea voie, să poți vorbi, chiar dacă era primarul. Nu, era jurista, dar prin care tot primii m-a acuzat că am făcut... Haideți să trecem direct la domnul Popasi, dar... Da, vreau să vă fac cunoștință, să vă aduc la cunoștință. Faptul că cere conform hotărârii, nu mai țin minte din ce număr, din 2019, pe care noi am votat-o, cererile pentru acordarea de... pajiște pentru animale se primesc până la 15 martie. De la 1 ianuarie până la 15 martie. Președintele de ședință a fost domnul Costa. Nu am făcut eu acea hotărâre. Domnul a spus mai înainte că a venit cu cererea la 31 mai. Eu am încercat de bună credință să-l ajut știind că, băi, hai, poate omul e de bună credință, neștiind atât de bine că acea hotărâre de Consiliul Local se referea la data limită de depunere a cererii pe 15 mai. Am făcut acest lucru, i-am făcut proces verbal de acordare a acelei pășuni pe care o avea dreptul. S-a dus la APE, a făcut ce a făcut, nu mai contează. A venit o sesizare, domnul primar ne-a luat toate contractele și ne-a spus
Această cerere a fost depusă pe 29 aprilie. Nu a fost respectat termenul pentru... Da, către Comisia de Atribuire. De acord, de acord. Faptul că dânsul a venit cu solicitare de la pășunea pe care o avea pe numele fiului dânsului. Da. Și a spus, domnule, vreau să faci un transfer din la băiat la... totul în afara acelui termen, asta vreau să spun. Eu am dat către comisii care sunteți dumneavoastră președinte. Da. Nu ați ajutat pe eu. Eu l-am ajutat, am pe bună credință. După ce i-a fost contractul, a venit sesizarea, a dat contractul la APR. Corect, domnule, verificați în presiunea fondic acolo că am făcut și el în prima dată pe numele băiatului. Băiatul avea un contractul pe 10 ani de zi. Tot. Și la un moment dat, pentru ca să... Deci eu asta vreau să vă spun în comun, dar are rost să monopolizez discuția. Deci dânsul nu a avut, vă rog frumos, n-a respectat acel termen, îmi pare rău și domnul Voinea, dacă mă țineți jos. Faptul că eu am făcut acel contract, asta înseamnă că am fost de mult de vreo. Nu înțelegeți, e altceva. Nu. Și ce ne-a reușit ce reclamă? Pe 1 ianuarie. Da. Și nu, nu-i vorba de copil, dar i-am dat la băiatul, în fratele meu, acolo, în animalele. Nu a fost doar contractul. Nu, au fost încă trei care s-au anulat. Comisia de atribuire, care nu astea sunt președinte. Corect. Domnul sunt de la prestați serviciu. Hai. Până la 31 mai. Da, nu, până la 15 mai. Iertare, până la 31 mai. Până la 15 martie. Adeverința pe numele băiatului, contractul valabil era. Nu a vrut să-mi dea. Și ca să fac cu VV-ul cum a vrut el, a trebuit să trec toate animalele pe numele meu. Deci cererea este pe numele băiatului prima cerere. Deci nu mi-a eliberat. Când am făcut reîntregirea animalelor lor, ca să este cu VV-ul cum a vrut, a trecut și eu. Nu m-a prostit, pentru că fiul avea deja un contract. Pe tot pe aia, eu am cerut pe numele băiatului. Nu, că nu vreau de ce nu mi-a dat? Nu e adevărat. Mi-a spus când a venit domnul Cicota. Ia domnule, nu se termine. Spune, dar nu știu dacă tot la sine să spune că eu nu l-am lăsat să vorbească. Eu acolo l-am lăsat să vorbească, dând din fața camerei nu mă lasă să vorbesc. Dar eu am spus pentru consilier, nu pentru dânsul. Faptul că acea dată nu a fost respectată, a dus la suspendarea procesului verbal pe care, contractului pe care eu l-am făcut. Deci eu nu am decât o vină, faptul că nu am respectat acea dată. Și atunci cei care s-au abilitat să mă creadă au întrerupt acele contacte. Eu n-am nicio vină. Dar eu v-aș întreba pe dumneavoastră și pe domnul Iosu, care are animale. În momentul când ai niște animale, da? Eu am 10 vaci, da? Mă duc și le depun la subvenție, nu am treabă cu pășunea. Dacă dânsul își continua demersul cu apia și era în timp și era corect, lua banii pentru subvenția animalelor și pierdea doar subvenția pentru 10 sau 15 hectare de pajiște. Și atât era paguba aia care spune dânsul. Dar ori dânsul nu a plătit nici vacile lui domnul Vespan, ce vorbim? Dar nu-i treaba mea, dar e treaba dumitale să mă jignești pe mine peste tot. Nu, păi da, vezi, dumitale ai toate drepturile, noi nu. Gata, eu nu vreau, eu atâta nu am avut. Deci am încheiat, domnul. Eu nu am cerut, eu de la 20 mai încolo am cerut pe numele băiatului. Contract valabil tot. Domnul nu a vrut să-mi dea pe 0,68. 67 UVM la hectar. În contract spuneți să nu scazi sub 0,3. Eu aveam 0,68. Nu, 3 vaci pe hectar, spune în contract. 3. Omule, 3 nu știu să ce? 0,3. 0,3. 3 vaci pe hectar. Domnule, dar eu nu am contract. Deci are alt calcul. 3 vaci pe hectar. Domnule, dar n-am... 25 de oi pe hectar. S-a făcut numerat... Vreți să vă aduc contractul? Vreți să vă aduc contractul? Domnule, vreți să aduc contractul? Și dacă dânsul mi-a eliberat mie hârtia, nu era pentru că eu înainte de a veni la dânsul mi-a făcut UVM-ul la APIA și o să spun că trebuie. Da. Așa. A trebuit pe urmă să centralizez toate animalele care le am eu, toate să trec pe numele meu. Inclusiv am trecut pășunea, am făcut greșeala ce? Pe urmă, animalele au rămas, într-adevăr, în continuare. Deci, dar v-am spus de la început, da, sunt pe data de 26, intru în spital. Nu au vrut să se rezolve treaba. Au fost domnul, au fost domnul doctor, au fost atâția. Nu au vrut, au fost precum cătărul, încăpățânat. Dar dumneavoastră ați fost să vă expuneți problema și la domnul primar? Până la urmă, dânsul este șeful... Sigur că am fost. Am fost. Domnul primar, am fost sau n-am fost? Am fost la mine. Numai că nu e de competența mea să pot să... Păi nu.
Este o comisie care, și nu să faceți parte din comisie, nu ați fost prezent. Nu am făcut, mi-am dat demisia. Comisia respectivă, votată de Consiliul Local, la care domnul Popa este președintele comisiei și o parte din, încă un consilier, cu domnul Alin Paris, și cu angajați din cadrul fond funciar. Să ascultați-vă, 5 în comisia. 6. 6. Sau 7. 7. 5 sau 7. 7 e comisia respectivă constată, dacă îndepliniți criteriile conform regulamentului votat de către Consiliul Local, să vi se dea pășune sau să nu fi se dea pășune, deci să vă motiveze pentru a depunerea unei solicitări. Aveam pășune, eu aveam. Dar asta era altă situație. Dumneavoastră, când ați venit atunci, ați făcut solicitare, nu știu asta că ați vrut pentru numele băiatului să vă dea adeverință și nu vă dat, nu știu detalii de genul ăsta. Dacă ați mai solicitat pășune în plus, nu am văzut cele. Bun. Dar pe numele băiatului dumneavoastră, dacă venea băiatul și solicita adeverință, era un contract. Alea putea să solicite adeverință pentru apă. Și nu eu o eliberam, nu eu. Schimbarea contractului, schimbarea contractului în regulamentul de atribuire a pășunii este de la 1 ianuarie până la 30 până la 1 martie să pot depune cereri pentru solicitare de pășunii. De la 1 martie până la 30 martie să soluționa cererile și întocmirea contractelor. Și apoi pune la dispoziție a fermierului contractul de concesiune pe pășunea respectivă și urmează procedurile care merg să se ducă să-și facă adeverință pentru apă, să declare la subvenții și tot așa. Bun. La dumneavoastră a fost în luna a 5-a, a spus da, în 31 mai, dar au spus dânsul. Când ați venit dumneavoastră atunci... 6 milioane i-ați dat contractul, vă spun. Bă, când ați venit dumneavoastră atunci cu schimbul, faptul că exista pășunea, exista... Exact. Era un inconvenient... Pășunea a mai fost prima dată primită pe numele dumneavoastră, apoi a fost dată pe numele... european. După aceea, când prima dată a fost primită pe numele dumneavoastră, după aceea ați mutat-o pe numele băiatului. Tot așa, v-ați încadrat când ați mutat-o pe numele băiatului, a fost în primăvară, atunci ne-am luat timpul. După licitație. După aceea, la vreo câțiva ani, cu vreo 2 ani, 3, ați venit să mutați pe numele băiatului pe numele dumneavoastră. Iar din nou, cum a fost prima dată când s-a atribuit. Bun. Acum, domnul Popau, eu am înțeles că vreau să vă ajute și a făcut contract. Așa am înțeles. Exact. A făcut contractul, a făcut schimbul, a făcut tot. Eu, dintr-o dată, mă trezesc cu o sesizare. Eu nu știu discuțiile astea pe care le-ați avut cu doctorul, cu Nelu, cu care nu știu detalii. Știu că v-a dat contractul, v-a dus cu el la apel. În momentul în care a venit sesizarea, nu era doar pentru dumneavoastră, pentru că vedeți că toți avem și prieteni, avem și mai puțin prieteni care au grijă. Bun. Și ce s-a întâmplat? Am făcut o sesizare pentru 3 contracte, că sunt întocmite în afara procesul, în afara regulamentului de atribuire. Corect. Și nu au fost respectați niște termeni. Eu, văzând situația de față, am redat către Comisia de Atribuire cele 3 contracte la care a făcut sesizarea, ca trebuia să dăm unui care a făcut sesizarea răspuns. Să reanalizeze cele 3 contracte, dacă s-a atribuit corect și conform regulamentului de Consiliul Local, sau nu. Comisia la care domnul Popa e președinte și cu funcționari din primărie, din fond funciar, au reluat spre analiză dosarul pe care l-ați depus dumneavoastră cu fiscalul, cu absolutul și nu numai la noastră, au fost anulate atunci 3 contracte. Da, încă 2. Bun. Contractele de către comisia respectivă au fost anulate și mi-au dat proces verbal către mine, care eu sunt persoana care te duc la îndepunire hotărârii Consiliul Local și procesul verbal al Comisiei de Atribuire, care e votată tot de către Consiliul Local. Și mi-au dat semnie să duc la depunere rezilierea contractului și înaintarea adreselor către APEA, către persoanele care au primit contract, să vină, să ia la cunoștință cât i s-a anulat contractul. Din momentul ăla a început dată nebunia, că dumneavoastră, de fapt, ați depus la APEA, a fost vreo 2-3 săptămâni de când v-a făcut contract, nu? Cam așa mă șel eu, 2-3 săptămâni? Da, mai rețin săptămâni. După ce ați depus la APEA, v-ați dus, ați luat și bani de la bancă, pe baza subvenției la APEA, de la unii luasă în deja. Cum? Luasă-mi înainte. Pentru contractul l-am avut din 2011. Aveți rău să ne bani contractul, ați fost dumneavoastră. Dar faptul că ați mutat animalele la băiat, n-ați mai declarat. Cum să declar? Păi trebuia la bancă să declarați, că domnule, nu mai am putut. Dar contractul este pe nu-i băiat. Bun, eu nu fac anchete de genul, eu vă spun care a fost situația la primăria. Eu am primit procesul de bani și a trebuit să înaintez către fiecare dintre dumneavoastră toți trei că acele contracte se anulează.
și a trebuit să înaintez și către bancă. N-am știut cum v-am dus părerea către ea, trebuia să trimit și către bancă, dar nu m-am dus mai departe, că nu aveam cunoștință. Am înțeles. După ce v-am trimis contractul, a început toată nebunia. Că de ce a început? Acea de fapt, a rămas de atribuit, că nu a putut, conform regulamentului Consiliului Local, să o atribuia cuiva. Ceea ce constat că... Și nu mai era nici putea, ba, da, dacă, era, dacă era comisia... Deci, dacă comisia constata, în momentul când s-a întocmit dumneavoastră acel contract, ceea ce domnul Popa, fiind președinte, l-a preluat și l-a întocmit, ca să înțeleg mai bine, atunci, dacă constata comisia că nu puteți să faceți dumneavoastră contracte în afara regulamentului și rămânea plășunea tot la băiatul dumneavoastră, încă un an, urmând ca anul acesta să veniți să faceți transferul, că vă aflați în terenul conform regulamentului Consiliului Local. Și băiatul, de fapt, își lua el subvenția, își lua el, avea el plășunea în folosință. Dar animalele pe numele cui erau? Prima dată animalele au fost acum, pe numele anul trecut, acum erau animalele? Pe numele meu. Pe numele păi și cum putea băiatul să aibă nu. Pășuni nu, 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 nu. Și... Neluțule, au prima fost prima dată numele băiatului doar boveni. Am înțeles. Așa. Nu a vrut, nu a vrut, v-a spus că e ilegal. Eu am procură specială de la notariat, două procuri. Da. Și am cerut pe baza procurii să-mi dea adeverința aceea, care suntem la primărie, că nu ai datorii, că nu știu ce, să te duci la afiat. Nu am vrut timp de 10 zile. După ce, pe data de 26, cred că ne-am întâlnit undeva noi în particular, da, am discutat și am spus, e posibil, ai posibilitatea să treci și să pășim. Mai sau? Mai, că m-am angajat, m-am internat eu. Așa. Și am discutat și ai spus, ai posibilitatea să treci pășunea. Atunci am centralizat tot. Eu am trimis să faci și domnul Bob a făcut și un atac la persoană, că a pomenit numele lui Vestan. Eu nu am făcut atac la persoană, ceea ce am spus mai devreme. Chiar nu vreau. Așa. Hai să vă termin ideea, să termin și eu ce am spus. Eu pierd ideea și... Deci ce se întâmplă? În momentul când pășunea nu mai... Lumea s-a dus bestia, că nu mai e mea. A mers oaia. Cine a crescut animale știe că în urma oi nu mănâncă vaca. Că trebuie să aibă 3-4 cm iarba ca să poată mânci vaca. Am fost nevoit să vând vacile la preț de abator și de aceea eu sunt dator acum lui Vesman. Le-am cumpărat cu 2500 de euro și le-am vândut cu 4000 de lei. Am zis, dacă tot am pierdut, nu e o problemă. Eu voi renaște ca pasărea Phoenix din cenușă. Dar să părtească și el cu funcția. Nu să încaseze atâția bani din primării, deci asta mă interesează, nu de pensii, pentru că pensia e contributivă. Deci, dar din banii primării și să nu fie în stare ca timp de o săptămână să elibereze, s-a dus să elibereze o hârtie. Domnul Cibadar. Mie mi-au calculat apia că mânca dram în pășunea aceea. Conform contractului. Problema e pe următoare, că pășunea, de fapt, a rămas tot către dumneavoastră în folosință. Nu a fost dată... Mă scuzați. Am hârtia venită de la primărie, fiind a mea, am făcut cereri către primărie. Este plicul am făcut să veniți, aveți dreptare să spun, nici nu știți ce vreau să spun. Să veniți să măsurați grădina acelui om care a intrat în pășuni. Dumneavoastră a spus atunci, nu mai este a mea. Așa a venit scris în hârtie. Bine, fetele au dat așa scris, nu mai deții pășunea, nu mai niciun drept. Și în urma celor ce s-au întâmplat, i-au crăpat capul piciorului care e un an. Cu ei. Nu m-a pus să deplaseze primăria, să trimită doi oameni, băi omule, ce apte ai, cât ai intrat în pășuni, și retrageți doar cam asta este. Deci, teoretic, băiatul lui Nene Antonică nu mai avea drept, pentru că trebuie să ai măcar 3 animale să le declar la apia. Măcar 3. Bun, băiat. Dar băiatul nu mai e. Păi nu mai are băiatul, deci dreptul era al lui să le declar. Deci pe animale să-și data era. Pe animale să-și data era. Am înțeles, data era doar. Deci sunt termeni. Nu deci sunt termeni. Nu deci sunt termeni. Nu deci sunt termeni. Deci am trecut pe animale eu. Da. Eu arăt eu ăla, că nu mai merg pe rase, n-am putut să mai merg pe rase. Da. Știți ce înseamnă să mergi pe rase? Și să ia pășuni și la de animale. Știți să vedeți pe rase. Deci, într-un final, soldat, haideți că așa de lungim la 12 noaptea. Ați primit un răspuns și de la domnul primar și de la domnul Popa, referitor cum s-au petrecut și s-au derulat lucruri. Pacientul mort, în final. Da. Deci dacă nu mai... Pacientul mor, da, e bine că s-a discutat. Păi mai trebuia pirat. Discutată și pusă că vreau să ieși pe mediul online pentru că lumea nu știe cine are dreptate și dânsul are dreptate într-un fel, domnul Popa are dreptate într-un fel și știu o chestie care acum s-a transmis așa și am înțeles-o, are și dumnealui dreptate. Da, este rău. Că am ajuns pe presă, că l-a ascult, greva foamei pentru o problemă care putea să fie rezolvată foarte simplu.
dacă exista o lucrare între toate. Deci dumneavoastră nu ați avut prieteni care... Eu nu lăsam din mână, dacă era, chemam pe domnul Popa și pe domnul și domnul Popa. Asta i-am explicat și bine, dar n-am văzut înțelea. Da, dar strecază. Păi da, dar... Cineva cu Popa a speculat treaba? Exact. Eu știu de asta, zic, adică... Toate trei contractele care au fost făcute în afara regulamentului au fost anulate, adică de comisie, de mine. Doamne, mama lui de regulament... Eu aveam suprafața mai mare. Prima. Un pic. Mama lui de regulament, că pentru alții tare se mai poate, domnule. Nu odată ce te ținea pășunea omul. Puteți să ieși de lungia și păstoratul și de lătate. Asta mi-e și eu când i-am făcut un pic. O stat în frig în fața primăriei și domnul Apostu, domnul Popa, intra la un metru de el, intra la birou. Cum l-ați lăsat în frig atâta timp, omul ăsta bolat? Dar ce să-i facem? Operată, dar... operată, îl lași în fața primăriei, vine zmurdul de trei ori la el. Domnul Ungureanu. Nu, nu s-o interesat. Și Dumnezeu, nu suntem oameni, măi, frate. A fost medicul la tine, m-a întrebat acum, ultima dată, când am fost acolo. A fost medic. Deci el nici nu știa că a fost medicul de la Bacău, a fost medicul Zărăbar. Sâmbătă am stat trei ori să-l lămâresc, să urci în mașină, să pleci acasă cu picioarele umflate. Ce Dumnezeu, am ajuns înapoi din vremea comuniștilor, ne bate în joc unii de alții? El n-a venit degeaba, n-a venit degeaba, a venit cu motiv. Domnul Ungureanu, aveți dreptul la cuvânt, sunteți în scris? Dreptul la cuvânt în momentul în care ești în primărie numit provizoriu, ca primar și ca vice, nu iei tricolorul de gât și te crezi primar în comună, ci iei atitudinii după funcția care provizorii care o ai. Când te-o ales oamenii și ești definitiv primar și vice, atunci ai altă răspundere. Da, eu uite da, că... E vorba de omenie, nu e vorba de altceva. Are dreptate. Da, știi da, situația că eu sunt operat de tumoare sacrală, în recidivă, ultima operație. De asta probabil de două. Și sugerez să-și fac o poză acum, să arăt la copii că a fost viceprimar. Eu nu o să mai fii. Ales nu a fost niciodată. Nu mi-e dat. Mulțumim, domnul Cipătaru. Domnul Dobrea, vă rog. Bună ziua, domnule consilier. Am venit cu o întrebare către dumneavoastră, către toată lumea care este aici. Vă rog să-mi aduceți la cunoștință, dacă dumneavoastră citiți aceste materiale de ședință. Da sau nu? Doar atât. Vreau să spuneți. Da sau nu? Obligatoriu. Da. Domnul Costel Popa mi-a spus în felul următor când m-am dus la dânsul când era acest cetățean acolo grămadă. Mi-a spus să veni cu niște hârtii și a zis că nu citiți hârtiile alea, că când veniți voi nici nu știți ce votați aici, adică dumneavoastră, ce o scuze. Da. Că nu știți ce votați. Mirigo în fața mea, cu niște legi, a zis că cum să-ți dau ție Izlaz Viorel, care eu i-am făcut cererea, mi-a ascuns-o, dar nu e o problemă, că Nea Viorel îl rezolv, nu e o problemă, așa e un somnul ăsta. Doi la mâini. Zice că în 2019 s-a, dumneavoastră ați votat că să nu se dea izlazuri la cetățenii care sunt datori la primăria comunii Sascu, ceea ce am fost la domnul prefect și mi-a adus la cunoștință acel domn, domnul Viorel. Nu există. Mica era, putea să vină comun de acord, cât poți să dai? 10 lei. Cu toate că eu eram executat de primărie din știu cu coane de aici la servici, să mi-o pun în propriere pe salar, aveam 50 de milioane plătite. Le plătesc, nu e o problemă. Bun. Vine că nu știți, n-ați citit acele hârtii care vă vin acasă. Iar la rândul meu a spus, cum să nu citească chiar toți consilierii să nu știi ce este asta? Nu că vreau de asta nu ți-am dat izlas. Ce votează? Ce votează? Că nu știți ce votați. Adică sunteți legați la voi, cu batic. Cum îi juca filmul Nija. Pentru cuvânt de credit proști. Atât. Păi dar eu nu m-am exprimat că mi-e rușine, am 7 ani de acasă, chiar dacă crede lumea ce crede. Vă aduc la cunoștință un singur, domnul președinte, vă aduc la cunoștință un singur. Eu am toate actele, inclusiv semnate de domnul primar. Da? De dânsul, cu F4, cu toate legale, a fost domnul suprefect. Acum luna asta îi vei deschide proces în instanță pentru maltratarea animalelor cu intenție, articolul 5.a. De asta asta ne-a vrut 12 ani lângă Popa, ca câine la gândit de drumul la Sibiu. Știi mă, acum e vorba. Și va arăt că vei avea câștig în instanță, banii aia nu-mi trebuie mie, la copii, dau pe toți, la orfani. Pentru că mi-am maltratat animale cu intenție. Sună pe Coroban Neculai, numitul de la Berești, Neculai și pe Crimul Emil. Domnul Chiriac, vă rog frumos, nu v-am deranjat. Așa, băi Neculai,
și cu Emil vin încoace. Face ședința în hol, băi, să-i dăm izlazul, știți cum au spus ei acolo, lui Bogărlan, să-i închide în gura, parcă cine închidea gura, mi-a legat cu plastilină. La două ori, văd că vine un tractor cu niște pari. Domnul Costa. Păi nu, că... Stați o leagă, domnule, cum adică a plecat? Nu puteți filma, ascult, păi ce sunt filme? Pot publica, domnule, Din mijmată, s-o dețină altă firmă. Dar eu vin verifica treaba asta, s-o duce la pușcărie. Da, dar nu s-o oile lui domnul Popa acolo. Nu, 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 nu. Nu s-o oile lui domnul Popa. Așa, ori... Dar în spatele acolo, crici ca, nu știu ce... Păi, dar ce domnul Popa nu are oi? Păi nu mai are oi, dar el nu... Le-a chemat pe colobare sau de colegii? El? Nu, chemat pe colegii. Nu, la ședința următoare și pe el nu. Și dă exact. Doi la mână, doi la mână, doi la mână. În spatele lui acolo, terenul Livoanelor, la lui Tăvălu, ca locutare, locutare. Le-a adus pe Mitica, le-a zis, nu le ghideți două etarele, știe cum. Le-a zis, le-a zis, nu poate să stau, văd, nu poate să stau. Neadvărat, uite bine ce spune neadvărat. Bine, mulțumim. Eu nu-s gâlici. Ca să știi cum fi. Domnul Ungureanu, vă rog. Vreau să mă rog, Constantin, cu societatea asta făcută, s-a făcut atâta tulburare la primărie, cât s-a tulburat și apa. Au venit cu taxe, o mulțime de taxe, dar nu se regăsește metru cub de apă. Cât va pe astea sunt alte fel de taxe. Trebuie să ceară aprobare cât s-o mărească. Primăria, în momentul în care a dat serviciu respectiv la înființat, trebuia să dea toate unitățile de măsură de la serviciu respectiv. Curentul plătit la zi, după care societatea prelua indexele noi. Și se plătea și plătea serviciul, toate cheltuielile, curent, materiale, tot ce trebuie. Primăria nu apare ca proprietar pe conducta de apă. Dacă nu apare proprietar pe conducta de apă, cum dă autorizare omului, domnule, du-te și te leagă la apă. Ai aprobare de la noi. Dacă instalați, vă spunea omul de la Valea Nacului. Conducta a fost a cuiva, are omul, a decedat, ăla fiind. Până bagă primăria, trebuie căutat un acord cu oamenii din zonă sau cu cel care are conducta. Păi serviciul ăsta este în formare acum, domnul Ungureanu, păi, dar este înființat. Nu poate. Păi e înființat cu stângăcie. Dacă asta vară a fost probleme cu apa. În vara care urmează, dacă o să fie bramburiala asta, ce fac oamenii? Stau fără apă. Cum am pățit să mă bătesc, să văd a luat foc la tăflăsar, m-am dus cu pompierii, au ajuns destul de târziu, că au fost niște neclarități. Oamenii din zonă, săritori, voluntar la fel sau la fața locului, nu am mai făcut ce să stângem, domnule, că nu curge apă. Nu putem să știm noi ce se întâmplă peste 6 luni de zile. Deci este un început, trebuie să-l ajutăm să funcționeze, trebuie să-l facem să funcționeze. Să-l ajutăm să deivă. Înțelegeți? Dacă nu începem și nu... Nu putem să știm acum să așteptăm drogul de sare, băi, dacă de ce nu s-a luat de la cei care au lucrat? Gheorghiță Fluieran, trebuie întrebat care am de zile de când lucrează. Experiență. Aurel Borciun, ești de față. O mai fost de tentativă de asta de privatizare cu Crabu și cu... De ce nu l-a dat de atunci Bostan și cu Aurel Borciun? Nu l-a preluat. De ce? Pentru că era, nu era nici interesul cetățeanului, după cuvenții. De ce l-a preluat ca Crabu? Că nu știu. De asta am venit astăzi, să așteptăm că v-ați divagat și nu ați vrea nici ca să creăm o stare mai... Da, discuții. Bun, dacă ați terminat, domnul Ungureanu, domnul David, poate motiv. E problema cu apa la Pâncești. Am dat telefon și lui domnul primar, am vorbit cu dumnealui. Nu știu cine e domnul Constantin. Și la ce-a dispărut? Că aveam treabă cu el. Fac cunoștință cu el, de ce a plecat? A terminat programul. Da, mintare, trebuie că de ce fiu la păi cum, ce program? Că eu n-am aflu, el termină programul când apa curge la Pâncești, pe RRP. Robinetele rupte, nu controlează nici, nu știe de unde se dă drumul, de unde curge apa. Ce fel de șef? Cine l-a angajat pe omul ăsta? Politic, domnule, politic.
Păi ce politicul? Aici am discutat cu dumneavoastră, în ședință aici, cu două ședințe, două luni, nu știu când, că pe fluierarul îl puneți. Cum de-o căzut omul ăsta în... Nu știu. Nu știu care e problema. Îi dă drumul la apă la Pâncești, vă dați seama. În iergul mediu, la 8 jumate, 9 dimineața, când lumea pleacă la muncă la 5, direcția Umbrărescu, direcția copiii la școală, ni spălați. Ce înseamnă asta? Facem ce vrem noi. Dar eu nu înțeleg ce se întâmplă totuși, că e iarnă. Lumea păi dacă acum o plouat, o plouat, este acum gelșunată, atunci am avut mă, stăm tot așa, mă interesează. O spune cine că... Asta e bătaie din joc. Și vine un ei ca nimeni stă acolo, pe scaunul cu ce potonează, ce știe el de apă? Nu-i gestionată ca lumea. La el a avut cu cine este, de la Valii la Fia. Nu este interes ca să se rezolve problema, asta e. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Asta e, ești în păcere. Păi eu dacă sunt șef, domn primar, nu un pic, nu pot termin. Nu un pic să termin. Era mai mult dat. Eu dacă eram șef, nu rămânea nimeni. Nimeni nu rămânea. Păi puneam la punct, văd ce-ai făcut azi. Ce-ai făcut tu azi? De ce curge apa? Îți dau termen două zile. N-ai terminat viteză. Păi ce facem așa? Lasă că neam cu neacostică, cu neam cu ăla. Păi nu facem așa, ne bate în joc. Și vrem taxi. Taxi pentru ce? Să-i plătesc eu salarul lui? Asta-i bătaie de joc. S-o mări pensii. De ce pensii s-o mări? Oamenii au medicamente, vai de capul lor. Ce-o dat? O dat un leu și dai un milion? Ce-o dat? Nu-o dat nimic. O luat, nu s-o dat. Ca să nu mai aburim lumea că... V-am dat pensii, v-am dat de toate. Păi nu putem să facem așa, când este apă, este apă, este apă la Pâncești și n-avem apă. Asta are fără. Da. Păi nu știu, dacă întrebi cineva, s-a stricat apă, dar l-a controlat pe cineva, ce reparații faci? Eu pot să dorm toată ziua. Băi, ce faci tu acolo? Am reparații, șeful, să trăiți. Dar ce l-a controlat pe el? Da. Eu mă numesc David Alecu, de pe la Lililor. N-aș știu că dumneavoastră sunteți domnul Constantin. Eu în locul dumneavoastră nu trebuia să plecați de aici. Am văzut că sunt alte discuții despre altceva, nu am știut. Dar fiecare nu, aici... Eu am fost invitatul, sunt invitatul. Da, dar dumneavoastră răspundeți cu apa. Nu? Cu apa și canal, și paliment. Cu apa, canalii, faliment. Cam așa ceva. E părerea mea. Mai vorbim noi din o câteva luni. La Pâncești ați controlat apa dumneavoastră? La ce vă referiți? La apă, la țevi, la ce mă refer? Dar nu mă refer la gaz. Eu zic de apă. La calitate, la distribuire, rămâniți-mă, că nu mă mai înțeleg. Conductele de apă, cum curge, cum funcționează, robineții, tot. Asta mă interesează. Câți robineți am găsit deschiși, asta vă referiți, nu? Ziceți ce vreți dumneavoastră, eu zic cu una dumneavoastră înțelegeți asta. Și ce e rost, fiind măsurează la domnule, unde ați găsit robineții deschiși? Am închis și după ce am plecat, i-a deschis de nou. Păi, și ați rezolvat cu asta. Și poliția comunitară unde? Acasă. Astăzi trebuia să veniți cu astfel de situație și să-i... Un program cu de asta, la asta, asta e făcut. A două oară, trei oară, ți-a tăiat apă față. Dar nu se poate, domnule, gândiți-vă la un lucru omenește. Au băgat oamenii 3, 4, 500 de milioane să-ți facă o baie, mă, fraților. Și le-au făcut degeaba, nu avem apă, nu este apă. Și nu o spunem asta, o spunem de 2-3 ani. Este lipsă de preocupare. Vă dai de joc, frate Ioane. Și nici de apoiință, fără spus. Haideți-vă, nu mergem și vedem și vedeți că apa la primul unii trasă personal, nu este cu domnul inginer. Mai de vreo primul. Intrați cu banii la dispensar, cu banii la oameni. Eu cu banii mei. Înțelegeți? Cu banii mei trasă apa. Acum, într-adevăr, nu este deschis. Vă închis să vă închis să vă închis 2000 de euro. Da, când am tras. Vă dați seama. Păi sâmpiti la kilometru de oameni. Sau că pune oameni prin grădină, nu puteam să vă dați. Dar haideți să trecem la subiect. Așa că vă închisă. Vă închisă. Ascultați un pic. Ăsta e un subiect foarte important. Nu este important. Hai să facem o
ordini. Dar dacă vorbim toți, nu mai este important. Dar nu vorbim toți. Nu înțelegi. Domnul vorbește, du-se vorbește. Dar mergeam aici, până acum, deci nu mai este dacă vorbim toți. Vin și la ședința următoare să văd ce s-o rezolva. Să vezi cine. Pe cine ați penalizat, ce ați făcut. Păi atunci, Doamne ferești, ia foc. Arde tot, când avem apă. Stai că domnul doarme cu tare, n-a interesat să dacă să ardi. Ăla e ultimul, ăla e plecat la nuntă. Păi nu facem treaba așa. Dacă luăm bani publici, hai să știm pentru ce-i luăm. Eu am terminat. Bine, mulțumesc frumos. Președinte, dacă permiteți un singur cuvânt. Da, scurt, vă rog să ne prezentați ca cetățenii ai comunii Sascur. Da? Cine a făcut contract cu această televiziune, care este plătită tot din banii noștri publici? Vă rog frumos, da? Să prezentați acel... Consiliul local a făcut contractul. Păi, prezentați. Tot consiliul local. De unde? Dar unde? Da. Noi avem aici și-a adus toate contractele. Ședința următoare, vă rog să-l prezentați. Sunt 50 din contract. Cetățenii face plata. Deci dacă nu mai... Pala, dacă e bătrână și trebuie... Aș vrea haideți să-l ascultăm și pe domnul... Eu îmi cer scuze dacă am deranjat cineva. Indiferent de culoarea politică, inclusiv îmi cer scuze la domnul Popa. Nu pot intenționa să-l șefiesc sau nu știu. Da, să va găsi o soluție de rezolvare, vine când s-au mai calificat lucrurile. Să reprezint pe cineva sau să jignesc pe cineva. Vă mulțumesc. Mulțumim mult, domnul Ciocanului. Am venit în legătură cu această societate care a fost organizată, serviciul, da, da. Este un lucru extraordinar, dar cred că ați omis cumva sau nu v-ați documentat prea bine că ar fi trebuit să mai adăugați niște obiecte de activitate. Ca acești domni care se ocupă de apă să poată să mai facă și alte prestări de servicii ca să poată cumva susține financiar. Când am mai fost odată gândirea pentru acest serviciu, au fost mai multe obiecte de activitate în care poate să facă și cu buldo să facă niște activități și... Da, aia dacă făceam un serviciu cu toate obiecte, dar au avut consiliere să facem doar unul special pentru apă și canalizare. Nu să includem și serviciul de gospodărie care încă există ăla, știți, de făcut de pe timpul nostru. Da. Dar au rupt din acel serviciu doar apa și canalizarea. Au zis, dom'le, vrem ca să rămână serviciul ăla de gospodărie locală al OAT-ului, știți, care era făcut cu tot cu apă și canalizare. E o bună idee ce spuneți dați, că puteau să se gestioneze altfel și să-și mărească venitul. Dar consilierii n-au fost de acord. Nu, domnule, faceți doar pentru apă și canalizare. Cine are majoritatea? Nu, că atunci a fost discuția că noi să facem prima dată societate de acțiuni, după aia SRL, după aceea nu știu ce mai zic, domnule. Și până la urmă să hai să facem doar din serviciul ăla, din gospodării locală, să rupem doar partea de apă, să-i dăm personalitate juridică. De ce? Pentru că unii eram forțați de ANLSC, să actualizăm, noi am rămas cu prețul în loc, că nu puteam să venim cu hotărâri de Consiliul Local, să actualizăm prețul la apă și canalizare, că nu aveam avizul ANLSC-ului. Așa cum s-au făcut adrese către ANLSC, să ne dea un aviz, că ei ne propun prețul, noi venim în Consiliul Local și spun, ei ne propun, de exemplu, între 5 lei și 10 lei, ei dau un mar. Noi, consilierii locali, putem, domnule, având în vedere că apa e așa, că e așa, exact cum s-a discutat astăzi cu prețurile conexe. Păi, domnule, plecăm, de exemplu, cu un 5 lei. Eu sunt convins că așa o să meargă, trebuie un preț minim față de ce o să recomande ANLSC-ul. Puțin probabil să meargă pe prețul maxim, că vă dați seama că ar sări toți oamenii în capul consilierului local. Dar s-a rupt din acel serviciu, că eu aș fi luat pe tot, exact ce spun noastră. Aș fi luat pe tot serviciul să cer personalitate juridică, ca ei să se gestioneze singur, că corect așa este, acel serviciu, cum sunt și alte primării, care îl au personalitate juridică, total, care îl au pentru, cum sunt orașele, cum e ajut, au pentru curățenie publică, au pentru apă canalul Cupu, au pentru alte lucrări în apă public separat. Ori le dau sub contractare unei alte firme sau le gestionează Consiliul Local, în funcție de cheltuielile și cum există posibilitatea să fie mai avantajos. Că la urmă, e exact la noi acasă. Știu electricitate, eu o fac singur. Nu știu, am mers electrician. Deci așa e și la Consiliul Local. Dar
discutăm cu toții, domnule, nu putem să facem societate că dacă vine ăla care ne cumpără acțiunile, nu putem, s-a solicitat către crab să vină să ia crab. Crabul ce-o spus, domnule, noi nu luăm decât rețin de autorizat. Știți, că... Cea mai mare care... greșeală dacă dădea scrabul, pentru că a preluat din toate comunitățile, au zis că fac un proiect mare și nu mai pot nici să acceseze proiectul cei din comunități. De asta n-am fost de acord la timpul respectiv ca să dăm. Și nu era o idee bună. Ideea acum, dumneavoastră, ați dat și conductele? Nu, sau numai în administrare. De asta zic ca să puteți să faceți pe viitor și proiecte. Da, da. Sunt numai cu administrare. Acum nu le-ați dat. Dar cine plătește curentul? Deocamdată... Și cine încasează? Deci încasează la prețul care a luat, deci s-a luat pe primul ianuarie, februarie, până ne vine avizul de să începe propunerea de preț. Pentru că prețul de 1,47 lei metru cub crește în comuna Sascu, doar în Sascu Tută. Și la Ponțești, unui prețul care se poate taxa... Celălalt la ce preț ajunge? 0,34 pe metru cub. Deci, da. Ele nu acoperă nici măcar un sfert din prețul energiei electrice, dar apoi să mai plătim salarii și restul de acolo. Dar dumneavoastră trebuie să luați în calcul că la un moment dat poate veni și curtea de conturi și spune așa, cum tu, Consiliul Local, plătești curentul pentru pompele de la apă și serviciu încasează de la populație bani pentru metru cub. Ce justificare? Acest serviciu trebuie la rândul lui să vă plătească dumneavoastră curentul care îl faceți. Credeți că se poate susține numai din această activitate că pe celelalte comunități, pe celelalte sate nu aveți și canalizare și prețul o să fie mic, nu e apă plus canal, cum e apă, șosea. Dar și canalizare include un cost pentru canalizare. Hai spunem că nu sunt atât de multe spărturi ca la apă, dar canalizare include stația de epurare, care stația de epurare la cu dumneavoastră de soluții care se folosesc acolo pentru epurarea apei, curent electric care se consumă cu toate pompele care sunt acolo, pentru toate modurile, plus alte servicii, exact ce a spus cu vitanjarea, canalizările care se înfundă, trebuie să te servești din vitanja pe care o ai în folosință. În afară de alte lucrări, conexii care poți face cu cetățenii care vin să contracteze vitanja, acolo nu există canalizare și plătesc prețul unui vitanj. Ia gândiți-vă noastră, într-o lună faci cel puțin o vitanjare. Nu, ce vreau să spun, că dumneavoastră nu ați făcut un calcul, un studiu, ceea ce v-ați detașat foarte frumos de serviciul respectiv cu apă, că de înjură lumea, că așa putem să... Da, am fugit de responsabilitate. Ca să nu ne mai înjure lumea pe mine primar sau pe ce primar. Nu, stai un pic, nu ați făcut un calcul de sustenabilitate a acestui serviciu, care dumneavoastră, tot de la primărie, trebuie să finanțați continuu. Noi, în primă fază, am zis, noi am considerat că am putea face lucrul ăsta, ca timp de un an de zile să subvenționăm noi până îl facem funcționa. Da. Suna frumos la prima discuție. Domnule, subvenționăm și punem pe rate ca să funcționeze. În momentul când am venit către firma de audit cu care facem audit financiar și toate compartimentele din subordinea primarului sunt auditate odată pe an în funcție de perioade cum sunt ele, ca să devină eficiente, să ne dau o serie de măsuri, am venit și spus, domnule, nu există nicăieri în lege ca să-ți permită să subvenționezi tu serviciul de apă și canalizare ca să poată să funcționeze. Păi și cum facem? Și atunci am spus, domnule, singura variantă să le dați bani împrumut pe o perioadă de 6 luni minim, ca să poată să funcționeze așa, să nu se facă decât funcționabil, să actualizezi prețul la apă, prețul la utilitățile conexii ce facem noi acum, ca să poată să susțină toate cheltuielile astea care sunt. Cu salariile odată, cu curentul electric odată, cu defecțiuni care apar la conducte, altă lucrare. Toate astea sunt niște costuri care în timp au fost suportate tot de către Consiliul Local. Și domnule, dar cum să... Eu, dacă tot noi le-am suportat Consiliul Local, din bugetul Consiliului Local, eu, de fapt, vreau să-l fac funcțional. Nu puteți decât, chiar dacă ia Consiliul Local serviciu, decât cu bani împrumut. Bun, sună bine gândit de lege. De ce? Pentru că odată îl responsabilizez, că el la urmă trebuie să aducă bani înapoi. Exact ce a spus domnul Chiriac mai devreme.
că, domnule, cine se responsabilă, s-a semnat contractul, că ia banii pe mult, i-a semnat la oameni în ianuarie. Și ăia să rău învături. El a fost înființat din 1 noiembrie, nu? Decembrie. A fost 1 noiembrie, decembrie. Pe decembrie noi am dat, dar nu se trase la sangrație, am dat noi salariile în decembrie. Nu? Da. În momentul pentru noi. Ianuarie trebuia să dea. O dat o grămadă de timp până când noi am făcut rectificare de buget. Noroc am avut niște bani în fondul rezervă. Când noi vedem voie să luăm de oriunde avem noi bani din buget, să dăm bani sub formă de împrumut. În momentul de atunci, oamenii vedea ziua plății. O întârziat și eu vreo 10 zile până l-a dat salariul. Că nu vă spun, o întreagă istorie. Du-te la finanțe, deschide contul în trezorerie. Alea spuneau că nu corespunde. Trebuie doi oameni care să fie să semneze pentru ordonatul principal de credite. O întreagă nebună. De acolo și înțeleg. Ce vă întrerup un pic. Trec cele 6 luni. Se cheltuie alea 10 miliarde. Nu au timp să încaseze bani de la oameni ca să adune bani să-și plătească salariile. Și dumneavoastră o să-i amânați ca să plătească datoria. Nu e o problemă. Nu se mai pot susține. Că vă spun că nu reușesc dânsii ca să adune bani să plătească. Trebuie cu ce să facem. Noi acum, în astea, luna... Păi, dacă deci aduni într-un an de zile 20 de miliarde de la apă, domnul primar, de la apă, de la oameni, de la cetățeni, adunați într-un an 20 de miliarde? Nu. Domnul, nu ați făcut un studiu, un calcul, v-ați grăbit ca să o dați, ca să o pasați, dar nu ați făcut un studiu de caz. De ce s-a făcut? Că prețul trebuie actualizat la minimul, de exemplu... Nu puteam să actualizăm, nu puteam altfel să actualizăm. Asta e spus. Dacă nu făceam această firmă. Deci clar, de nu, păi nu aveam voie noi să facem treaba asta. Nu puteam să facem treaba asta. Păi noi ne-am dat cu apă cu leu, cu 30 de bani de azi. De asta au și rămas o altă preță. Dar să înțeleagă oamenii care sunt la noi, că aceasta e o discuție care e constructivă pentru oamenii care sunt. Păi de asta am venit, care e constructivă, să devenim toți în discuții, oamenii nu mai înțeleg nimic. Să vă îngrozați în datorii, poate mai bine o amânați pentru câtva timp, până când puneți totul la punct, decât să o înglodați cu atâtea datoria. ANRSC-ul spune așa la felul următor. Dacă nu ai un serviciu... ANRSC-ul, de ce noi i-a trebuit să facem? Spune așa, dacă nu ai un serviciu pe sondată judică separată, nu poți să vii să ceri. Ne-am spus primării să ceri. Nu dă de-a. Să ne dea ce preț ați gândit? Sau ce preț s-a calculat pentru a putea să susțină activitatea dânșilor? Noi am gândit către ANRSC, exact ce a spus noastră mai devreme. Toate costurile astea, cu energie electrică, cu toți angajații pe care i-ai în fața, cu toate cheltuielile luate pe ultimul an, că ne-au cerut ANSC-ul ca să ne facă prețul cu care ar putea să funcționeze serviciul și să nu depășească sau să fie mai jos decât alte prețuri practicate de alte servicii sau societăți de apă și canal. Și atunci le-am dat toate cheltuielile, exact ce spun noastră, studiul ăsta, de fapt îl face ANSC-ul. Trebuia un specialist găsit de dumneavoastră ca înainte să aveți temele făcute, dacă se evaluează și nu puteți să-l susțineți, ce faceți atunci? Și în cazul altul, dacă nu puteam să-l predați, ce făceai? Te duceai cu 30 de bani, cu 30 de bani n-aveai cum să mergi. Deci singura soluție era să faci această lucru. Noi ca să putem să luăm avizul, deci de ce am fost noi subvenționați? Ca să putem să luăm avizul, ca să putem să aducem prețul la prețul pieței minimul cât ar are, de exemplu, crab. Care crabul funcționează în multe comune din județul Bacău, unde crabul a preluat doar instalațiile autorizate. Partea funcționară. Ca să înțelegeți mai bine, ar fi fost să preia doar Sascutul Târg, care are apă și canalizare și autorizații de funcționare. Conțești tu că n-a primit autorizație de funcționare. Da, dar lua. Doar la apă, doar acolo nu există autorizație de funcționare. Plâncești avea depusă documentația de la școala numărul 2 la Vali, că exista sistem de tratare a apei, magazinare și distribuții. Și conductă nouă. Și urma ca să l-a autorizat partea aia de la școala 2 la Vali. Urma să vină să spunem crabul, să spun așa. Luăm să ascultă apă și canalizare, Pâncești apă doar de la școala numărul 2 până la atât
și Puințești, să spunem. No. Restul rămâneau tot în grijă la Consiliul Local. Și tot nu puteam să facem actualizare. Un pic de atenție, că oamenii se uită la noi și trebuie să înțeleagă aspectele astea. Ce se întâmplă? Noi urmând pașii ăștia, că am văzut că suntem priși într-un labirint, de unde nu putem să ieșim. Oricum mai vrea, oricum mai dau, tot la mâna bugetului și a Consiliului Local și a NRSC-ului care ne condiționează că nu poți să pui prețul cum vrei tu. Că NRSC-ul face un studiu a tuturor cheltuielilor pe care le avem și noi s-ar putea, noi spunem, domnule, că noi am vrea prețul minim pe care îl are crabul în mediul rural. Crabul are un preț pentru mediul rural, un preț pentru urban. De ce în urban? Pentru că în urban sunt alte costuri la răcăsmul, mai multe rețele și mult mai dezvoltate decât în mediul rural. Și, de exemplu, în Bacău e 15 lei, mi se pare că apă și canalizare la un loc. 15 lei metru cub. Imaginați-vă că noi la Sascut avem un leu și poate doar la Sascut târg, dar la Pâncești, la astea. Bun, ea nici nu-i controlizată și apa când nu-i controlizată, ea are problemă, că ea se risipește în toate direcțiile. Ei, noi, în momentul de față, cred că mai este o singură comună care nu-i chiar atât la stadiul în care noi am luat o amploare foarte dezvoltată. Ei au făcut un fel de struțul cămilă și o folosesc și cu angajații primăriei să funcționeze și cu contabilitatea primăriei. Deci noi am luat-o cam ca la lege cum ar fi. Într-adevăr, sunt foarte multe cheltuieli până la pornire. Ar urma ca până la sfârșitul lunii februarie, ar trebui să ne trimite către noi prețul pentru apă, pentru metru cub, ca serviciul ăsta pe care îl avem să fie sustenabil, să poată să funcționeze. Exact ce a spus dumneavoastră cu acel studiu, care ANRSC-ul, cum ar veni, îl face gratuit, față decât l-am făcut plătit noi o firmă să-l facă. În momentul face gratuit, dar dumneavoastră, dacă îl făceați cu o firmă care o plăteați, îi aducea și le dădea cheltuielile, o făcea pentru comunitatea noastră, a, nu are RSC-ul să o facă. Da, tot nu putem noi să actualizăm prețul, că tot la mâna RSC-ului ajutea. Chiar că eu veneam cu un studiu făcut de cheltuielile și el la RSC-ul spunea, am înțeles. Între, trebuie să te încadrezi de la până la hotărârea. RSC-ul. Spune, domnule, am înțeles de prețul. Noi, vă spun eu, dacă îl făceam, că am făcut un calcul mare, era undeva la 7 lei metru cub. Ceea ce Răcăciunul are 7 lei. Cătărăștiul are, Valesea care a rămas pe 4,90 ceva sau 4,80 ceva, minim la apă, și canalizarea separată, doar pentru apă vorbim. Că vorbim mai mult de apă, ca oamenii să înțeleagă că sunt sate unde nu este, deci canalizare. Și atunci, și Valesea, că am discutat cu domnul Pravo, spunea, bă, frate, nu știu cum să faci. Dar eu numesc cheltuielile, pentru că cu stația de curare o folosesc cum o pot folosi, că are un rezervor tambur unde se adună apa acolo și pornește stația. Acum avem și noi acele două rezervoare externe în care se adună apa și poți să pornești. Dar la noi e multă apă uzată de tratat și alea sunt doar când sunt cantități mai mari, când sunt ploi. Se duce apa și la canalizare și alea se umpli, preiau, ea nu sta de debit pe oră, pe care îl preia stația. Și sunt două moduli. Un modul funcționează zi de zi, în continuu, zi și noapte, și un modul funcționează doar atunci când e nevoie, când sunt suplimentate de cantități în urma ploilor sau depinde de caz. Ei, pe când la ei, au mai puțin, că la ei, Valea Seacă, ar veni cam jumătate din rețeaua Sascutului târg. Da, ca și populație. Și vă dați seama că ei n-au blocuri decât două alea, că marea cantitate de apă uzată iese de la bloc. Că de la casă, eu chiar dacă, bine, eu la casă trăiesc ca la bloc. La mine spală mașina, poate fiecare zi de spălat, doar dacă nu se cotoare, duș facem de două ori pe zi, deci condiții facem dimineața seara. Apă uzată este foarte multă. Ei, și apă consumată este foarte multă. Și atunci, fiecare poate spune de picioare. Bun. Și la divertul, pe când la casă, care stau mulți, mai las robinetul și în grădină, mai las să curgă apa de la o cuvetă de afară, unde nu mai spală la bucătărie, și în grădină, că nu e o apă toxică ca cea de la, să spunem, de la mașina spălată, folosesc anumit detergent sau cei care îi folosim noi în industria alimentară sau la spălat la bucătării, nu sunt atât de toxici pentru sănătatea umană, să poți dea oamenii și în grădină, cum sau la casă, dă în grădină. Bun, astea sunt alte aspecte. Ne ducem prea mult la probleme de astea. Ideea era de finanțare. Până la sfârșitul lunii februarie, ANRSC-ul să ne dea prețul
care noi să venim în Consiliul Local, marja de preț. Domnule, ca să deveniți funcționari, minimul de funcționari, cu energie electrică, ne-au făcut toate pompele pe care le demorează cât e puterea, cât e consumul pe oră, câți metri cub de apă, contoare alea, ca să știe cât consumă. Da, câte salarii, câte salarii de angajaților. Acelute absolut toate cheltuielile astea. Și mai avem mașini dotate, Renault, pe care l-am dat la ei, se poate să ducă pe teren. Răcenut și buldo și alte chestii, astea, astea doar dacă e cazul, vin în ia de la noi și îi ajutăm contracost pe oră sau găsim o soluție la urmă oameni, ca să nu mai încarc cu alte cheltuieli. Că atunci ar crește prețul la metru cub și mai mare, și mai mare ar fi. Și noi așteptăm până la sfârșitul lunii februarie, în astea două luni, să ne dea prețul. Și atunci o să avem marea surpriză când venim condiționați de ale de SC și îi spun, ca să poți să funcționezi, la minim ar trebui să fie prețul atât, și la, ca să ai un profit și un câștig, ar trebui să fie prețul atât. Gândiți-vă că dacă ar fi fost grabul la Sascut, noi de fapt suntem, să nu zic nici rural, dar nici urban, semi-urban, ca și nivel de comună, cum suntem noi trecut Sascutul. Deci gândiți-vă că din stat am fi plecat cu un preț aproape de cel al Bacăului. Nu s-ar discuta ca la, să spunem, cum e la Ștefan cel Mare, unde au preluat doar partea de rețea autorizată și restul satelor se cânui primarul singur cu buldoz să facă spărturile tot cu cei oameni pe care au rămas la serviciu de gospodării locale, cum a venit la noi. Restul care au fost. Deci preluat Sascutul și restul... Da, restul rămâne tot la știmurile la noastră. Sascutul Sascutul, m-ați toate care erau funcționale. Bun. Nu e un lucru rău că se face, pentru că ce se întâmplă? Sunt banii tot a bugetului local. Una e când, dacă ar fi, să spunem că le-am adus și măcar la standardul de cheltuieli să devină funcționabil, să nu fie cu cheltuieli care să salgați asupra Consiliului Local. Dacă ar veni un leu profit, ar veni tot în banii Consiliului Local care accesează la rând proiecte și tot ce facem. Pentru că gândiți-vă acum, avem proiectul de apă canal Pâncești, care și noi trebuie să contribuim cu o sumă de cofinanțare. Proiectul de apă canal Sascu-Sal, care la fel trebuie să depunem o sumă de cofinanțare. Proiectul de apă canal Sascu-Târ, care prin fonduri europene, care iar avem și noi o sumă de cofinanțare. Și toate proiectele astea, ca să poți să susții proiectele astea, automat trebuie să ai nevoie, ai nevoie de bani. Dacă bugetul local nu își permite și nu are de unde, ori să împrumută, știți? Ori să... Asta e la motivul din care v-ați zis să aibă mai multe coduri. Să fim mai operativ și mai funcționale. Obiecte de activitate pentru ca să puteți să faceți și dumneavoastră niște către primărie, niște prestări de servicii cu un grader care deja l-aveți. Nu mai plătiți lui domnul nu știu care. O mașină de piatră, poate o cărați tot cu aia mică sau nu știu, nu mai plătiți nu știu cui, tot în serviciul ăsta. Sau poate schimbați, vindeți un utilaj vechi și cumpărați un camion care să cărați piatră. Da, prin acest... Consiliul Local poate aproba într-o ședință următoare comasarea serviciilor cu personalitatea juridică care o are aprobarea. Că e bani care e tot dat către alte societăți, ar rămâne aici. Dar nu le poți, trebuie să le dai degeaba la altul atât. Ce vorbiți, mă? Și să dai degeaba la altul atât. Dar nu ai cum să-l vinzi. Nu ai cum să vină. Nu știu, n-am auzit discuția, Costel, pentru că voi ați vorbit așa. Și noi vorbeam alt subiect. Deci voi discutăm de altceva, acum cum ține spus. De comasarea tuturor serviciilor în serviciul ăsta. Nu că serviciul ăsta, dacă poate să fie funcționat. Și cel care vrea, că ai făcut-o un utilaj. Și stă dărmat, acum s-a venit să repară. Nu-ți dă voie să îl vezi la educație, că am încercat să vedem, decât dacă... Erai voi. Negați-ne la 5 primării și i-au zis, doamneau, vreau eu, dați-mi zi. Întreb ceva, că am citit un pic documentele de la acele poduri în care ați trimis o adresă către București, unde aveți contractul cu finanțarea, în care v-a trimis un răspuns înapoi că orice suplimentare de ce vă cer cei care lucrează constructorul, nu vă mai suplimentează nimic decât intră pe neeligibil, care sunt plătite tot din Consiliul Local, da? Așa? Nu le-ați spus consilierilor asta. Poate n-au omis ca să citească. Tot timpul, deci nu se suplimentează banii. Nu se suplimentează banii de la minister, da? Nu se suplimentează, dar cu tot ceea ce înseamnă, nu pe neelicite. Cu toții sunteți în aceeași oameni. Am mai plăcut ceea ce spune. Aveați răbdare.
aici stăm până la 12. Actualizarea de indicatorii de eligibil? Da. 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 Nu? Pe manopere. Pe manopere. Pentru ceea ce cere pentru constructoră, ce cere? La suplimentarea la manopere, la angajat, pentru că s-au spus că s-au mărit salarii. Mai mult trebuie notificată din DIC, mai multe notificări. Singur, dar tot ceea ce cere, 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 ceea ce haideți, vă rog, noi închidem ședința și stăm. Domnul Forțăt, ați terminat? Nu am terminat. Nu, atunci, lăsați-l să vorbească. Toată lumea, stăm până la 12, vorbim, haideți să vorbim mai puțin, mai puțin. Toate documentele vin la dumneavoastră. Și ar trebui să faceți un desen și pentru când veniți aici, domnul primar. Avem podul 1, numărul 2, numărul 3. La podul numărul 1 s-a făcut atât, la podul numărul 2 s-a făcut atât, la atât procent, da? Și atât s-a plătit. Există încă o nebuloasă, deci sunt undeva la 50 de miliarde din partea Ministerului Dezvoltării și 10 miliarde sau 12 din partea Consiliului Local. Deci, cum zicea și domnul consilier Chiriac, pentru două poduri de câțiva metri acolo s-au plătit, să plătesc 60 ceva de miliarde, cine auzi chiar zici că nu toate, fac. Pentru toată lucrarea. Pentru toată lucrarea, dar unde e toată lucrarea? Că deci momentan nu s-au executat decât o parte. Și câți bani, nu, vă întreb câți bani ați plătit către acest constructor până ziua asta? 12 miliarde din partea primării. Cât s-a plătit din partea ministerului? Toate lucrările în funcție cum au fost. Nu, că, spune, dați-mi dumneavoastră o cifră. S-a plătit 30. Aproximativ 30% din sumă. Domnule, cât? Da, din 5 miliarde. Din 5 miliarde, spunem. S-a plătit 15 miliarde din partea Ministerului. Nu, Ministerul a plătit până acum 36 din toată suma alocată. Dați o sumă, toată, dați o sumă, 1 leu, 5 lei. Spuneți dumneavoastră cât ați plătit până acum. Nu, vă spun exact cum ați plătit. La administratorul și consiliul. Păi dați stați un pic, domnule, cum dacă valoarea și dumneavoastră din partea Consiliului Local ați plătit 10 miliarde, 12, ați plătit? Da, da, noi până acum plătit. Păi stați un pic, dacă ați plătit 12. Înseamnă că și ministerul a plătit 50. Bani păi, dar nu-i care ministerul nu-i va da în noi am plătit doar ce deci au putut elegibile partea de SF. 30.000 de lei care s-au plătit la început. Nu, nu ai 30.000 și nu ai 10 miliarde. Sunt astea, nu s-au plătit, pentru că asta e toată valoarea lucrării. Până acum noi luăm importat cheltuie. Domnule, dumneata ca ordonator de credit, trebuie să ne ai încălzit cât ai plătit la o societate, că vine ordinul. Ce am plătit eu pe neeligibil până acum, da. E doar 30.000 de lei SF-ul, restul toți banii au fost de contrat la Ministerul Dezvoltării. Că pe total sumă, când se închide tot proiectul, să spunem 10 miliarde plătim noi la bugetul local și 50 miliarde plătește Ministerul Dezvoltării. S-a făcut un împrumut, nu? Nu. Cauză suspensivă. Nu a fost pentru lucrarea actuală care este acum în derulare. S-a făcut împrumutul. Nu s-a făcut împrumutul de 14 miliarde pentru poruri. Cum? Un milion de euro. Păi da, pentru poruri. Păi... Împrumutul s-a făcut pentru proiectele care au fost pe fondul european. Da? Și el a fost redenționat pe toate proiectele. El, partea ce a fost cheltuită, pentru că dobânda era de 3%, ceea ce nu poți să primești de oriunde, decât doar din trezorerii cu dobânda asta. Dacă mergi la bancă, știți, pe societate sau pe persoană fizică, depășești și 12%, nu se pune în discuție, anual. Și atunci, ce s-au acoperit proiectele care au fost
transport de la Bereș, camionul cu curat de la Plăncești, erau, de fapt, alocate pentru proiectele care au fost atunci în valoare, care au nevoie de finanțare. Banii care sunt, de fapt, pe proiecte care au fost luați împrumut, s-au identificat că pe alte proiecte în buget pentru a fi cheltuite, doar că restul se regăsesc în bugetul local, ca și suplimentare de sumă. Deci, banii respectivi nu sunt cheltuiți de, pentru anumite lucrări decât să fost alocat, de exemplu, pe poduri, în bugetul anul trecut, cum a fost, o parte din suma care a fost, să spunem, și din împrumutul care a fost făcut atunci pentru proiecte. Înseamnă că aveți undeva, cu și o parte. Sunt în, da, sunt în bugetul local. Da, sunt în bugetul undeva, în așteptare folosim, pentru da, proiectul să ne folosim nu numai. Ideea e asumea pentru următoarea ședință. Să le aduceți la cunoștință consilierilor. Domnule, pentru podul de la Pâncești, în procentaj de 60% s-a plătit atât. Pentru podul de la Pâncești, în procentaj de atât. Celelalte trei s-a plătit, sau celelalte patru, că sunt, sau celelalte cinci. Asta e suma care nu mai avem de contat. Nu sunt. Care nu sunt. Asta e suma care nu mai avem de contat. Care este asta? Nu s-a plătit nimic pentru niciun pod. Pe care este suma? Cât s-a cheltuit din buget până acum? Pentru podurile astea. Ai înțeles greșit. Ce tu știi? Ai înțeles suma. Suma, i-a zis tot altul. Zis că ai întrebat o suma care o suportăm. Pentru ședința următoare, vă pot spune exact suma care s-a cheltuit. Da, dar i-a înțeles. S-a cheltuit 170.000 de lei. A zis 1.200.000, eu așa. Atât ai suma total. Ca și cofinanțare, deocamdată la alugările care s-au făcut, decât partea din SF. În momentul în care noi, ca de fapt, le-am recontat la Ministerul Dezvoltării pentru lucrările care s-au făcut până acum. Decât când intrăm în proiectul codului numărul 7, care e 100% din bani bugetului local, și începând de actualizarea manoperei care s-au făcut cu alugările din ziua de astăzi, care suportă, să spunem, jumătate de sumă, sunt lucrări jumătate de sumă bugetul local, doar pentru suplimentare. Bun, am trecut de la APA, am ajuns la alte proiecte. Până acum noi s-a tot râdim, dar râdim de noi. Mereu a spus că noi primăria ne-am mai citat cele 12 miliarde. Domnul Căvaci a spus că au plătit 80%. Ce plătit, domnul? Ia spune-le. 80%. Domnul Chiriac, a zis 80% îți plătit codului. Păi, vedeți, eu, prietenul meu, Marian Chiriac, îmi spune conflict. Nu-i mai drag, mulțumim!